înseamnă, bineînțeles, o povară suplimentară pentru întreg sistemul. Cel mai cea mai bună situație ar fi, bineînțeles, ca presiunea pe care ar executa, ar aplica o EPO să în asemenea situații sau în acest fel, sau presiunea exercitată de procurorul șef să permită realizarea anchetei cu bine. Nu pot să vă spun exact pentru că putem discuta, există mai multe posibilități, se poate discuta cu statul membru pentru a găsi un locuitor dacă e necesar sau într-adevăr procurorul european din cazul vizat va fi cel care va prelua cazul, oricum, va fi vorba de um, detașarea acelui procuror delegat european. Mulțumesc, Emil Radev, pentru PP. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Aveți o carieră impresionantă. CV-ul dumneavoastră dovedește că aveți o experiență bogată atât la nivel național cât și internațional ați gestionat cu siguranță cazuri cunoscute, delicate, implicând fonduri europene. Cazuri care de acum înainte vor deveni practic pâinea dumneavoastră de toate zilele în calitate de procuror șef european. Și vom discuta, bineînțeles, și de progresul acestor cazuri. Ne puteți da un exemplu al unui caz de fraudă în care au fost implicate fonduri europene la care ați lucrat? și mai ales la care a făcut obiectul presiunii din partea mass media. În plus, cum vedeți dezvoltarea viitoare și funcționarea viitoare a EPO? Mulțumesc! Domnule Ritter, vă rog! Aș începe, dacă îmi permiteți, cu cea de-a doua parte a întrebării. După cum am spus în declarația introductivă, cred cu tărie în faptul că protecția fără echivoc a intereselor financiare ale Uniunii poate fi asigurată doar atunci când există o abordare europeană, când există o instituție independentă care are resursele necesare la dispoziție și care, drept urmare, are o strategie și o politică care să-i permită o abordare coerentă. pentru a încheta un fenomen care se înregistrează la nivelul întregii Uniunii Europene. Dacă mă întrebați care a fost probabil cel mai de amploare caz la care am participat. Nu pot să spun totul pentru că e un caz încă pe rol, însă e vorba de un caz unde având în vedere divizarea artificială a unui proiect, s-au eludat dispozițiile care guvernează alocarea de subvenții din partea Uniunii Europene, producându-se un prejudiciu de 32 de milioane de euro. Acuzația din partea parchetului arată implicarea unor factori de decizie politică. Aceștia au fost pus sub acuzare de către parchet. Am condus ancheta timp îndelungat și Olaf a participat la această anchetă. S-a ajuns în prima instanță. Cazul, um, cazul a fost clasat în această primă instanță, într-adevăr, dar este reanalizat. Este din nou pe rol. Mulțumesc, Caterina Chinici, vă rog, pentru ECR. Mulțumesc. Domnule Ritter, relația între puterea executivă și biroul procurorului face obiecția unor reglementări diferite în funcție de statul membru. Cum ați, rolul, cum ați promova în mod proactiv rolul procurorului european delegat în ce privește anchetarea infracțiunilor PIF la nivel național? cât și în mod uniform la nivelul statelor membre. În plus, cum vreți să vă asigurați că criteriul de independență, așa cum este stipulat la articolul 6 din regulamentul EPO, este respectat pe deplin la toate nivelurile EPO? Mulțumesc! Mulțumesc eu... pentru întrebarea dumneavoastră. Cred în felul următor. Pe bună dreptate, independența apare în numeroasele dumneavoastră întrebări. De ce? Pentru că este un element fundamental care trebuie garantat. Doar astfel, EPO va fi o poveste de succes. Fără această independență, nu câștigăm mare lucru. Și chiar înainte de declarația mea inițială, ar fi trebuit să spun de ce avem nevoie de această independență. Pentru că din ea derivă uh, toate acțiunile noastre și de aici apare coerența. Un alt aspect foarte important se referă la procurorul european delegat care, desigur, trebuie să respecte aceleași criterii de independență. Și de aici deja rezultă un răspuns important, pentru că precondițiile independenței trebuie să fie întrunite. De ce? pentru că numai în baza acestor precondiții de independență pot fi ales în acest post. Nu uitați că procurorul șef european va fi cel care împreună cu colegiul va selecta persoanele care garantează cel mai bine independența. Și astfel participăm cu toții activ în așa fel încât să fie selecționate cele mai nimerite persoane, care pot într-adevăr să garanteze independența. Este mecanismul cel mai puternic din acest punct de vedere, controlul cel mai eficace pe care îl putem avea, în așa fel încât să garantăm credibilitatea candidaților. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că a sosit doamna Stevens între timp, prin urmare, ca să păstrăm echilibrul, îi dau după aceea cuvântul la sfârșit. Deci va interveni la sfârșit. Urmează doamna Monica Macovei, numele e cere. Un minut, vă rog. Uh, mulțumesc. Uh, dacă și noastră vorbiți în limba dumneavoastră, o să vorbesc și eu în limba mea. Uh, am văzut că în CV-ul dumneavoastră ați ocupat în ultimii opt ani funcții de conducere. Puteți să ne oferiți detalii despre experiența dumneavoastră managerială, Câți oameni ați avut în subordine și ce bugete ați gestionat? And, uh, și a doua întrebare, uh, dacă totuși puteți să ne dați exemple de cazuri uh, de fraudă cu fonduri europene pe care, le care sunt finalizate, că ați spus că, sigur, cele în curs nu puteți da exemple, dar... Unele poate sunt finalizate, pe care le-ați instrumentat în trecut și care au vizat demnitar de rang înalt. și Deci au fost în atenția opiniei publice. Și dacă au fost presiuni politice sau cum ați reacționat la presiunile politice. Mulțumesc. Domnule Ritter. Încep cu ultima dumneavoastră întrebare, doamnă Macovei. Presiunea politică. Slavă Domnului, am parte de ea. Dar nu ca în alte părți. Și sunt extrem de recunoscător pentru asta, pentru că mi-a ușurat munca. Am putut să-mi întreprind activitatea fără presiuni exacerbate. Da, presiunea a existat, critica a existat, dar nu a fost o critică care poate fi pusă sub semnul legalității cu ceea ce se întâmplă în alte state. Este cum probabil credeți și dumneavoastră și cum știți și dumneavoastră. Eu, unul, conduc un parchet care la ora actuală are 127 de angajați. Ce buget avem nu pot să vă spun, pentru că politica bugetară se face în altă parte, dar pot să vă spun următoarele. În ultimii 14 ani am avut funcții de conducere în diverse procuraturi și în această capacitate am învățat un lucru foarte important pentru mine și anume cât de mult contează să prețuiești și să respecti munca colegilor tăi și să conduci prin puterea exemplului și să fii tu însuți motivat pentru că astfel se motivezi pe ceilalți ca să poți să faci muncă în echipă. Și asta cred că mi-a ieșit foarte bine la parchetul de la Rostock pentru că este un parchet foarte important, mai ales în domeniul fraudei economice și în domeniul cibercriminalității precum și în domeniul crimelor și fraude legate de terorism și extremism, deci domeniul nostru de, aplica, de activitate, mă scuzați, este destul de amplu. Din păcate, însă, timpul mi-a expirat. Thank you. And Ingeborg, Gressle, for... Ingeborg Gressler, acum în numele PP, un minut. Mulțumesc foarte mult! Aveți un CV impresionant. De fapt, toți candidații vin cu un CV impresionant. Mă interesează ce experiență ați acumulat în activitatea de până acum cu Olaf. Ați menționat un caz, ați menționat chiar și în introducerea dumneavoastră relația cu Olaf și vă mulțumesc pentru asta. Până acum însă, mai puțin de 50% din cazurile Olaf au ajuns în instanțele naționale și pe noi ne îngrijorează acest aspect. Este și motivul pentru care dorim să existe EPO. Și vedeți că avem aici o structură atot cuprinzătoare, cu siguranță există posturi mai frumoase în Uniunea Europeană, dar pentru noi poziția procurorului șef european este la ora actuală cea mai importantă. Deci, ce credeți că ar trebui să se întâmple diferit un pic cu cazurile Olaf, ca să se concretizeze totul în instanță? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Gresle! Doamnă Gresle, întrebarea dumneavoastră este una foarte importantă. Și vine în legătură cu revizuirea regulamentului Olaf. Totul merge mână în mână și este foarte important. Am acumulat experiență cu Olaf. Parchetul german a cooperat până acum foarte bine cu Olaf și pentru noi un element a fost decisiv. Olaf are experiență îndelungată. Și știe foarte bine să analizeze cazurile din punctul de vedere al dreptului comunitar. Elementul cel mai dificil este că mereu depinde totuși de nivelul judiciar administrativ când se ajunge în instanță. Și acolo contează foarte mult ce constată Olaf mai întâi. Da, obiectivele sunt convergente, dar lucrurile se derulează pe diferite niveluri. Există o cooperare, există o judecată în acest sens. Olaf într adevăr prezintă un caz și felul în care o face este foarte important. Capacitățile Olaf ar trebui să fie utilizate în așa fel încât să fie utilizate și pe mai departe în urmărirea penală. Am câștigat enorm dacă am proceda astfel. S-a discutat apoi și cât valorează probele obținute de la Olaf într o urmărire penală, într o anchetă când aceasta se concretizează. Dar totul depinde de felul în care o permite interpretarea dreptului penal național. Mai mult de atât nu pot să vă spun. Pot însă vă, să vă spun că o bună precondiție a succesului este aceea de a implica activitatea de însoțire a OLAF uh, direct în procedura de urmărire penală. Și dacă s-ar întâmpla asta, în orice formulă, asta rămâne de văzut, cu siguranță ar fi de bun augur pentru că pe mai departe s-ar putea utiliza toate aceste probe în anchetă. Mulțumesc. Mulțumesc. Tania Faion. Thank you. Tania Faion pentru și Aici sunt. Ați avut de-a face cu anchete complexe transnaționale. S-a întrerupt microfonul vorbitoare. E o problemă tehnică, nu se mai aude nimic. Yes? Okay. So. Mă auziți bine. Repet. Ați avut de face afață... investigation specifically in a supranational body. Requiring coordination, negotiations, or settling potential jurisdictional conflicts between national judicial authorities involved. What do you consider to be added value of the EPO, and how would you envisage demonstrating this added value to those member states which are currently not part of the EPPO in order to encourage them to also opt in at a later stage? Thank you. Intervenție fără microfon? La ultima parte. A, ultima parte a întrebării dumneavoastră are mai degrabă o natură, un caracter politic. Nu pot să spun foarte multe în această privință, ceea ce privește forța de convingere. A EPO, da, a, aveți dreptate, poate să fie un motiv pertinent pentru a convinge celelalte state membre că e mai bine să facă parte din EPO. Am avut posibilitatea de a participa la anchete complicate transnaționale. A fost un caz care a implicat Italia, Republica Cehă și Germania. A fost vorba de fraudă TVA transfrontalieră, acel VAT fraud. Eurojust a participat, de asemenea, și s-a creat un grup comun de anchetă pot în acest fel să fac o comparație între cum se desfășoară activitatea unei echipe comune de anchetă sub egida Eurojust și ce se va face sub umbrela EPO. Pot să vă spun că există diferențe clare unde se poate întrevedea plus valoarea. Coordonarea, de pildă, în sine va fi mult mai lină în cadrul EPO decât în cadrul unei echipe comune de anchetă. Coordonarea din punctul de vedere al anchetei, e mult simplificată dacă pot coopera doi procurori direct sub supravegherea sau cu sprijinul Camerei Permanente decât în cazul unei echipe comune, chiar dacă ea e coordonată de Eurojust. E greu să se facă un schimb în timp real de informații în ce privește rezultatul anchetelor. Am făcut un pas important aici în ce privește EPO. Rezultatul, problema a fost că întotdeauna rezultatele înregistrate într-un stat au fost greu de transmis în celălalt stat, pentru că ele trebuie traduse, trebuie introduse în celălalt sistem. Dacă aveți doi colegi care lucrează cot la cot, care. Practic, introduc rezultatele în într și aceeași procedură câștigăm timp, câștigăm eficiență, spre deosebire de cooperarea tradițională a asistenței judiciare, chiar dacă aceasta se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă, Deci există o plusvaloare clară. Și în cele din urmă, pentru membrii libe, are cuvântul Helga Stevens. Ia. Pentru grupul ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am foarte multe de adăugat. Am înțeles că doamna Eva Jolie a adresat exact aceeași întrebare pe care o pregătisem eu. Prin urmare, mă opresc. Trecem atunci la întrebările din partea colegilor de la Comisia pentru Control Bugetar. Doamna Gresle. Mulțumesc. Vreau să continui cu întrebarea referitoare la Olaf. Ați spus ceva în introducere de ce este absolut necesar să se facă un follow-up de către autoritățile judiciare naționale. Ne puteți spune ceva în acest sens? Și aș vrea să vă întreb ce rol vedeți pentru Olaf și pentru anchetele administrative? Odată ce își va începe activitatea EPO, ce rol, ce loc își mai au? Vorbind de complementaritate, există diferite niveluri de protecție. Nu știu dacă se va reuși o cooperare unde să nu existe suprapuneri. Ce rol, așadar, pentru Olaf în ceea ce privește anchetele administrative și cum ar trebui să se modifice Olaf? Eu sunt raportoare pentru regulamentul Olaf, așa că puteți să înaitați orice dorință ați avea. Da, minunat că deja pot să vă cer o dorință, doamnă Gresle. În primul rând, mi-aș dori personal suficient, însă nu știu dacă asta e în mâinile dumneavoastră. Nu, mi-aș dori, de fapt, ca cooperarea să se desfășoare astfel încât să există un flux de informații. Putem discuta foarte multe despre schimbul de informații și putem spune la nesfârșit că fluxul de informații trebuie să se desfășoare astfel încât EPO să știe unde trebuie să intervină și unde nu, dar nu e de ajuns pentru că informația trebuie să fie accesibilă și trebuie să ne asigurăm că există un schimb de informații. Pentru că în diferite etape ale unei anchete trebuie să știu ce pot face eu, într-adevăr, în ce privește recuperarea bunurilor, că aceasta funcționează. Și există cazuri în... unde există nu doar consecințe în materie penală, ci și la nivel administrativ. Putem, în materie penală, ancheta diferiți indivizi și putem recupera bunurile anumitor persoane însă nu pot ataca direct uh, întreprinderile, firmele și aici poate interveni Olaf și poate veni cu recomandări. Și mai ales în ceea ce privește recuperarea bunurilor, există o complementaritate puternică care nu poate prevede de, de, de pildă așteptăm finalul procedurii EPO, după care să poată începe ancheta administrativă. Nu, ci din potrivă trebuie să există o complementaritate, să fie un schimb de informații și o partajare a sarcinilor între EPO și OLAF. Nu ne putem închipui că există OLAF și există EPO. OLAF lucrează și odată ce uh, EPO și-a terminat activitatea, există uh, o sentință și începe activitatea OLAF. Nu trebuie să existe un schimb permanent de informații. Aceasta ar fi principala mea dorință, ca acest lucru să se întâmple. Mulțumesc, colega Iala Sender. Mulțumesc, domnule Ritter. O întrebare legată de experiența dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește pe procurorii naționali. Câteva cuvinte despre aceștia. Și experiența dumneavoastră internațională există. Dumneavoastră ați spus că vă calificați pentru postul de procuror șef european. Ne puteți da câteva detalii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cun. E cum spuneți dumneavoastră. În anii, referitor la experiența mea, în anii 90 eram în fosta RDG și situația a fost una complexă. La vremea respectivă nu erau gata toate structurile cel puțin nu ca în partea occidentală a Germaniei și, prin urmare, am avut foarte mult de recuperat. Poate că v-ați dat seama din CV-ul meu că a trebuit să mă formez și în acest domeniu. Prin urmare, încă de timpuriu, am reușit să creez cooperările necesare. Am reușit să acumulez experiența necesară, am făcut schimburi de experiență, am mers în America de Sud, în Chile, în Paraguay, chiar și în Mexic, pentru a vedea cum trebuie să fie creată o procuratură, în baza căror criterii, spunând că trebuie să existe independență și așa mai departe, că trebuie să existe organizare tehnică a muncii și nu numai. Am acumulat experiență în acea parte a lumii și apoi am putut-o transpune în activitatea mea de acasă. În anii 2000-2001 am acumulat niște experiențe importante, dar cu siguranță că acum aș oferi alte recomandări comparativ cu perioada de atunci. Sunt de 26 de ani activ. Între timp am învățat foarte multe despre cum funcționează cel mai bine un parchet. Am învățat pe propria mea piele și ține foarte mult de felul în care distribui munca și de felul în care cooperezi. Nu, în ultimul rând, motivarea colegilor contează foarte mult. Felul în care conduci o instituție dictează foarte mult rata succesului. Și, prin urmare, trebuie create toate precondițiile necesare. Dumneavoastră, ați lucrat la regulamentul EPO. Cu acesta, ați fixat precondițiile necesare și acum totul trebuie transpus într-un mediu deosebit de complex. Mulțumim, doamna Macovei. Uh, mulțumesc. Eu aș continua după răspunsul de la prima întrebare, referitoare la. Prima mea întrebare referitoare la faptul că nu ați avut experiență uh, de presiuni politice, foarte bine, uh, dar în situația asta vă întreb cum ați proceda ca procuror șef EPO, pentru că vorbim de state de 22 de state deocamdată, inclusiv state din Europa Centrală și DES și alte state în care se practică presiunile politice. Doamnă Macovei, vă sunt extrem de recunoscător și pentru această întrebare. Și pot să vă spun în felul următor. Esența muncii parchetului trebuie să fie dictată de independență și de eficiență. Trebuie să respectăm cu strictețe principiul legalității, indiferent de ce persoană este vorba. Pentru a garanta așa ceva, Trebuie, după cum spuneam, să conducem prin puterea exemplului. E ușor ca răspuns, dar sunt și situații în care nu se respectă asta. Este foarte greu. Pot însă să vă spun astfel. Independența în sine nu înseamnă că nu există influențe politice. Parchetul nu acționează într-un vacuum. Fiecare. Parchet poate avea o semnătate politică, cu efecte politice, în funcție de ce se întâmplă. Dar activitatea parchetului în sine trebuie să rezulte din faptul că ești conștient de această realitate. Ești conștient de realitate însă nu pentru a-i te adapta, ci pentru a-i ține uh, piept. Și tocmai de aceea... Le mulțumesc tuturor colegilor din Uniunea Europeană care fac față cu brio acestor presiuni sau, din potrivă, care își fac activitatea așa cum trebuie de-abia când se confruntă cu aceste presiuni și se implică ferm pentru statul de drept, arătând în termeni concreți ce înseamnă independența. Mulțumesc! În condiții obișnuite v-am fi aplaudat. Și acum are cuvântul domnul Ali. Yeah, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule Ritter. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați răspuns în scris la întrebările noastre. De asemenea, CV-ul dumneavoastră este admirabil, o carieră de mai bine de 26 de ani, atât de mulți ani petrecuți în domeniul magistraturii. În răspunsurile dumneavoastră ați menționat că cunoașteți și aveți experiență cu Olaful. Cooperarea între EPO și OLAF, bună, eficientă, este o prioritate foarte mare. Nu trebuie să existe, bineînțeles, nici suprapuneri, dar nici o concurență necuvenită între cele două entități sau încetiniri necuvenite. Astfel, trebuie ca informația să circule. Cum vă veți asigura de asta? Apoi, a doua întrebare. Grupul meu politic, Alde, întotdeauna și-a dorit un birou al Procurorului European. Centralizat, însă acum avem o structură centralizată, inclusiv cu camere. Este o structură hibridă. Cum va fi aceasta eficientă în activitatea sa? Cum vă veți asigura, deci, că această structură hibridă, spuneam, va funcționa? Și apoi, cum veți accelera munca? pe canalele de comunicare pentru ca schimbul de informații uh, să aibă loc într-adevăr între Biroul Procurorului European și uh, autoritățile naționale competente. Vă mulțumesc! Foarte punctual la prima întrebare. O cooperare poate funcționa doar atunci când există un sistem informatic care permite Informația să stea la dispoziție atât camerei permanente, cât și procurorilor europeni delegați. Trebuie să existe acest sistem ca precondiție. Doar așa poate funcționa comunicarea. În continuare următoarea întrebare. Da, prevede, într-adevăr, o decizie, o, o structură decizională complicată, însă cred că această structură hibridă este cea mai adecvată pentru a ajunge la. Um, o procedură unitară decât dacă am fi avut de la început o procedură direct pentru um, EPO. Poate în 20 de ani vom reuși, pentru că. Ar fi fost necesar atât armonizare când ar fi fost imposibil de realizat. Este important înainte de toate să cunoaștem sistemele naționale, să cunoaștem specificitățile naționale, cum se desfășoară procedurile la nivel național pentru a putea, într-adevăr, urmări infracțiunile. Fără această cunoștință prealabilă e greu să se facă o urmărire la nivel european a infracțiunilor. O abordare pur verticală, oricât ar fi fost ea de interesantă, și de bună nu se aplică situației de față. Iată de ce această îmbinare a celor două permite punerea la oaltă a avantajelor din ambele sisteme pentru a ajunge în acest fel la o soluție eficientă. În ceea ce privește comunicarea informațiilor cu OLAF și schimbul de informații, am spus deja, trebuie să funcționeze într-adevăr astfel încât să existe un flux permanent de informații, nu să informăm uh, Olaf uh, doar la început sau Olaf să ne informeze la început și să existe un schimb permanent. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Colegul Iavor, vă rog! Mulțumesc foarte mult! Gitter uh, urat meghagatáson. Két kérdés szeretnék föltenni. Az egyik, hogy is... Uh... Nu există releu. Cerem să se nu, cerem să iasă maghiara pe releu. Aș dori să adresez două întrebări. Există o serie de state membre care nu s-au lăturat EPP-ului. Ce veți face când va apărea o anchetă, când va fi o infracțiune cu caracter pur transfrontalier și o parte din anchetă va trebui să fie desfășurată tocmai într-un stat membru care nu este parte din biroul Procurului European, unde nu are competențe. Cum o veți asigura totuși că această anchetă se va desfășura așa cum trebuie, chiar dacă ea va fi, poate, în parte desfășurată în state membre care încă o dată nu s-au alăturat biroului EPPO? O altă situație. Schimbul de informații între OLAF și EPPO. Din experiență cu OLAF-ul știm că uneori. Problema este cu schimbul de informații între autoritățile naționale și uh, OLAF. S-ar putea să întâmple același lucru cu biroul uh, Procurorului uh, European. Cum veți asigura că nu se vor întâmpla uh, situații în care informația aceasta va fi pur și simplu blocată? Vă mulțumesc! Sprechen. Sie sprechen Ați adus în discuție un subiect important. Am zis deja în declarația introductivă, fără informații suficiente, Biroul Procurorului European nu poate fi o reușită. Informațiile așadar din partea um, statelor membre sau din partea organismelor europene, fără toate aceste informații, EPO nu ar avea cazuri. Iată de ce trebuie pus în aplicare astfel încât și structurat astfel încât să poată funcționa. Asta înseamnă că pornim de la premiza că se creează posibilitatea de a primi informații și de la terți, de la informatori, să se creeze posibilitatea pentru ca informațiile să poată ajunge și altfel pe alte canale la EPO. Pentru că EPO nu poate doar prelua, atrage la sine, practic, proceduri dintr-un stat membru, ci le poate uh, lansa. În ce privește activitatea transfrontalieră, cooperarea cu alte state membre, cele care nu participă la EPO, acolo este foarte important să ținem cont de funcția pe care o realizează Eurojust, pe care o poate realiza acolo. și să ne bazăm pe ea pentru că Eurojust are competență în, acea... în materia celor fapte. Chiar dacă n-ar exista o competență pentru EPO și în construirea unei echipe comune de anchetă la care să participe și EPO cu statele membre neparticipante atunci cred că am avea cel mai bună șansă pentru a coordona și conduce anchetele astfel încât să preîntâmpinăm protecția fragmentară a intereselor financiare ale Uniunii Europene. După cum vă spuneam, mi-aș dori să existe instrumente juridice proprii în acest sens. Mulțumesc! Domnul Omar G, vă rog! Doamna președinte, vă mulțumesc! Domnule Ritter, am două întrebări pentru dumneavoastră prima de-a lungul carierei dumneavoastră ați avut oare ocazia să vă confruntați cu cazuri politico-financiare și ați urmărit penal vreodată aleși politici și știți că presiuni politice pot într adevăr să fie exercitate asupra procurorilor în anumite state membre Ia, tocmai Doamna Coveșii, care este candidată și ea la postul acesta, este uh, foarte uh, atacată și criticată uh, de uh, conducerea politică din România. Ce credeți despre acest lucru? Pot să fiu foarte scurt, foarte succint în răspuns cu privire la închetele aleșilor politici, cu privire la presiunea politică. Da, am avut cazuri în care au fost implicați aleși politici, dar nu. Nu am suferit din cauza presiunii publice, nu ca în alte părți. Cu privire la situația din alte state, e o situație care afectează în special pe contracandidata mea. Este o onoare că aparțin acestui cerc de candidați și că sunt pe aceeași listă cu doamna Căve și am toată admirația pentru curajul domniei sale, pentru implicarea ei și cred că trebuie să spunem foarte clar acum, măcar în ceea ce îi privește pe ceilalți doi candidați, că mă simt a dreptul onorat să fiu alături de ei și să îmi prezint astfel candidatura. Mulțumesc! FDD-ul a renunțat la slot. Doamna Pitera, începem de la început. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. M-aș întoarce la cele spuse deja aici, tocmai de domnul Iavor. Toate statele membre din Europeană, nu toate, deci, își doresc să aibă un parchet european și atunci se vor pune întrebări de cooperare cu aceste state care nu sprijină aceste demersuri. Va fi foarte interesantă. Da. Statele membre care nu vor juca acest joc spun că, în general, crearea acestui post și acestei structuri înseamnă că procuraturile naționale își pierd din independență. Și atunci vin și vă întreb pentru dumneavoastră Chiar credeți că crearea EPO este o amenințare la adresa parchetelor naționale și cum răspundeți la acest gen de preocupări? N-aș ști să vă spun cum crearea unui parchet european cu garantarea independenței așa cum este ea stipulată în regulament. Deci n-am idee cum crearea unui parchet european ar putea influența sau împiedica activitatea parchetelor naționale. Există uh, niște delimitări foarte clare și, după cum spuneam, independența este atât de bine garantată în regulament, este atât de bine consfințită în însăși ființa parchetului european, încât uh, Nu văd cum să fie probleme. Nu înțeleg cum se poate spune că independența procurorilor naționali va fi afectată prin ceea ce se întâmplă la nivelul activității europene, la parchet. Eu unul nu pot imagina așa ceva și nu cred că se poate face o asemenea afirmație. Mulțumesc! Mulțumesc numele Comisiei de Control Bugetar pentru timpul și răspunsul dumneavoastră. A fost o onoare să vă cunoaștem. Mulțumesc membrilor pentru întrebări și aș dori să mulțumesc pentru participarea dumnealui astăzi la audiere doresc să vă spun că după această audiere se va realiza o evaluare deplină tuturor candidaților, le voi comunica de membrilor detalii de plin referitor la cum se va face evaluarea în urma participării celor trei candidați, așa cum a solicitat președintele Taianii voi trimite o scrisoare care va include de asemenea poziția Comisiei pentru Control Bugetar. Vom ține legătura. Dragi colegi, următorul candidat ajunge, ajunge un pic mai repede decât candidatul anterior. Deja e pe drum, așa că nu vom suferi întârzieri prea lungi. Cred că într-un minut va ajunge în sală, din câte mi s-a spus. Just again, the, the, the point I was about movement and so on. Thank you. Dragi colegi, avem probleme cu instalația de sunet. Ajungem la cel de-al doilea candidat, domnul François Bonner. Am să repet informațiile pe care le-ați auzit mai devreme, dar le prezint încă o dată de dragul candidatului care se află alături de noi. Candidatul este rugat să ține un discurs introductiv de nu mai mult de șapte minute, după aceea. Vom avea o sesiune de întrebări și răspuns de 63 de minute. 14 întrebări vor fi adresate de membrii libe, două trăimi și șapte de membri cont, o Fiecare bloc de întrebare și răspuns va avea 3 minute. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Vă rog să vă încadrați cu strictețe în timp. Trebuie să ne asigurăm că timpul de intervenție se respectă, pentru că, ales, contrar, nu va mai fi timp pentru ultimele persoane scrise la cuvânt. Vă rog așadar să vă încadrați în timp. Puteți vedea pe ecran timpul intervenției dumneavoastră. Există interpretare, puteți să vă pronunțați așadar în limba dumneavoastră maternă. Vă rog, aveți grijă totuși să nu vorbiți prea repede. Acum, fiind spuse toate acestea, domnule Bună, aveți cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră de șapte minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, permiteți-mi să Evoc aici pe unul dintre foștii președinței Parlamentului European, domnul Klaus Hench, care în 1996, acum 23 de ani, a evocat în momentul acela ideea de a avea un procuror general european. Și astăzi vin în fața dumneavoastră cu o dublă experiență în spate. Una de magistrat european și apoi acea experiență de procuror național. În prima mea funcțiune, magistrat european, 20 de ani de zile am participat la cooperarea magistraților operațională și am avut ocazia în două rânduri să construiesc sau să particip la construcția a două instrumente foarte importante în Europa. E vorba de crearea postului de, șef, de ofițer de legătură și apoi crearea Eurojust, unde am fost de altfel și uh, asistent al membrului național. Vreau să vă spun că am, în car, am o carieră de 32 de ani, sunt experimentat în procuratura din Franța, dintre cei 23 de ani. 14 ani au fost consacrați lupte, lupte împotriva infracționalității organizate și economice. În principal, la început fraude și fraude la, plă la plăți. La început, mai apoi, am avut cazuri mai complicate, fraudă TVA, spălare de bani, corupție, crimă organizată și așa mai departe. Alți 10 ani din cariera mea, de altfel, care continuă așa acum, sunt consacrați în funcție de șef de parchet, ca și procuror al Republicii, iar astăzi sunt, în fine, procural, procuror general pe plan regional. Așadar, mă ocup de un parchet. Această experiență dublă o pun astăzi la dispoziția parchetului european. Eu pot să fac ca profesioniști din diverse domenii juridice și de justiție să poată să conlucreze într-un spirit multicultural și cât se poate de poliglot. O să caut din răsputări să avem sinergii și să aduc împreună toți membrii parchetului european într-o echipă unită și într-o atmosferă senină deviza noastră va fi independență, obiectivitate, respectul sau respectarea drepturilor fundamentale și, bineînțeles, a deontologiei. Pentru asta va trebui, bineînțeles, să fim cu atât mai diplomați, dar și, bineînțeles, foarte convinși, așa cum se cuvine unui procuror șef. După părerea mea, domnilor și domnilor, EPPO de la bun început se va confrunta cu trei provocări principale. Acest birou al Procurorului European are nevoie în primul rând de credibilitate ca o nouă structură europeană care se creează în acest domeniu, printre celelalte de profil. Principala funcție a Procurorului Șef European este aceea de a conduce Parchetul European în căutarea unei legitimități ca și condiție preliminară a credibilității sale. Apoi, Parchetul EPPO trebuie să poată să convingă, să convingă în primul rând cele 23 de state membre participante să lucreze cu instituția procurorului șef european și să pună la dispoziția sa competențele lor. Dar trebuie să convingă și celelalte șase membre, state membre neparticipante la EPPO ca să poată să sprijine această instituție ori de câte ori este necesar. Și celelalte instituții și agenții europene au nevoie să fie convinse de asta. Mă refer mai ales la Euro, OLAF, Eurojust și Europol. Și... Principala legătură între cele patru, aici inclusiv EPP-ului, va trebui să fie, bineînțeles, încrederea reciprocă. Dar nu uitați că EPP-ul poate și trebuie să dea noi perspective în Europa. Știm foarte bine că baza democratică a Uniunii este uh, aprigă criticată, contestată în anumite state membre europene. Va trebui să lucrăm cu eficacitate împotriva a, a, a tot ce înseamnă fraudele din cadrul PIF și să fim neîndurători cu toate infracțiunile, inclusiv cu corupția în acest context. Partidul European va fi un nou instrument pentru crearea încrederii democratice. Ganz kurz. Și la sfârșit, domnilor și domnilor, Vreau să vă spun că tocmai ce-am trecut puntea Conrad Adenauer, venind în coace, aduc un omagiu cancelarului Conrad Adenauer, care la un moment dat ne-a spus așa, istoria lumii este suma a ceea ce ar fi fost ușor de prevenit. Și acum, când se construiește EPO, stăm în fața unei provocări uriașe, dar totodată ne aflăm și în fața unei uriașe șanse. Iată, e vorba de crearea unui nou instrument pentru consolidarea încrederii democratice. Doamnelor și domnilor, în niciun caz nu avem voie să irosim această șansă. Suntem datori cetățenilor noștri să implementăm acest proiect. Și pentru asta vă mulțumesc. Mulțumim foarte, mult, monsieur. Mulțumim foarte mult, domnule Bonner. Începem cu întrebările și trecem de îndată la membrii noștri. Începem cu PP și domnul Engel, un minut. Mulțumesc, Claude. Domnule Bonner, aveți același nume de familie ca și fostul director al liceului unde am studiat. Iată, deja există o legătură. călduroasă. Vreau să vă întreb, tocmai uh, aminteați statele membre care fac parte din sistem și statele care au decis să nu participă la acesta și îmi închipui că au motive întemeiate pentru a nu participa, că nu se limitează doar la considerente naționale, la independența uh, judiciară la nivel național. Aș vrea să vă întreb, dacă ați ocupat acest, acest post, cum credeți că autoritatea EPO ar face astfel încât să-i convingem pe aceia care încă nu fac parte din EPO să adere și cum am putea folosi autoritatea acestei instituții pentru a evita producerea unor campanii precum cele care se realizează la ora actuală în România împotriva candidatei din România. Dacă tot vorbim de lucruri care ar fi putut fi evitate. Domnule Bonner, două minute. Aș răspunde într-adevăr în ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră că parchetul european va trebui să își dovedească capacitatea de a lupta în mod eficace împotriva tuturor infracțiunilor care aduc atingere la care aduc intereselor financiare ale Uniunii. Iată mandatul instituției nu las deoparte celelalte infracțiuni. Pentru mine corupția, escrocheria, e, sunt infracțiuni importante, dar trebuie să existe o legătură, în primul rând, bineînțeles, cu acele infracțiuni la adresa intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acesta e primul obiectiv. Și dovedindu-și capacitatea de a lupta în mod eficace împotriva acestor infracțiuni, dând o pildă în acest sens față de celelalte șase state în acest fel, treptat, învățând pe parcurs, lucrurile ar putea să evolueze. Acum, ce privește cea de-a doua întrebare, aș spune că, într-adevăr, este o situație pe care șeful parchetului trebuie să o discute. În primul rând, cred că linia de condită trebuie să fie pentru procurorul șef următoarea. Ce spune textul? Ce spune regulamentul? stabilește un mandat, stabilește un cadru juridic. Noi avem obligația de a respecta acest cadru juridic și a arăta că prin folosirea textelor juridice EPO este un, o instituție independentă și tocmai obligația EPO a fi și autorităților naționale a fi de a respecta această independență și de a o transmite și la alte state membre. Ați dat exemplu unuia, dar ar putea să existe și alte state membre care să intre la aceeași categorie. Mulțumesc pentru SD, pentru un minut. Doamna Sipăl, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Bună. Ținând cont de diferitele sisteme juridice care există în statele noastre membre, ne puteți explica mai amănunțit în ce fel, în ce măsură îndepliniți criteriile necesare pentru postul de procuror șef, așa cum sunt amintite la articolul 14 din regulament. Amintesc aici anume că independența este fără nicio urmă de îndoială și că beneficiați de competențele necesare la nivel cel mai înalt pentru a exercita acest mandat în statul dumneavoastră membru. Mulțumesc! Multe mulțumesc pentru această întrebare. Vorbim aici de două lucruri, de independență și de criterii, de cerință. Dacă încep de la coadă, aș spune că ce privește cerințele, după cum vă spuneam Adinauri, în urmă cu câteva minute, am parcurs toate posturile din parchetul francez. Am început de la fi un tânăr procuror la un procuror șef. Acum, de-a lungul carierei, a trebuit să folosesc toate instrumentele pe care le la dispoziție procuratura pentru a îndeplini activitatea. Iar astăzi procurorul general reprezintă cel mai înalt post în parchet, ca multe alte state, de altfel. Așadar, având în vedere că am trecut prin toate aceste etape, procuror tânăr, după care am lucrat și în Europa, am colaborat cu alte parchete europene, iar acum, ca procuror șef, cred că îndeplinesc toate cerințele prevăzute în regulamentul EPO. În ce privește independența, uneori în Franța. Ni se spune că în trecut sistemul francez era unul foarte ierarhic. Asta însemna că în trecut ministrul de justiție ar fi putut să dea instrucțiuni procurorului general. Însă lucrurile s-au schimbat de șase ani și de atunci ministrul justiției nu mai poate acorda instrucțiuni procurorului public. Este o schimbare semnificativă în ceea ce privește felul în care ne realizăm activitatea și văd acest lucru în cazul procurorilor tineri care au crescut cu această cultură. Mulțumesc că îmi cer scuze că îmi pun limita de timp, dar important este să fim corecți cu toată lumea. Doamna Stevens, pentru a cere un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule Boner. în răspunsurile scrise ați menționat relația complexă între EPO și statele membre neparticipante. Puteți să ne oferiți mai multe detalii? Ce mijloace are EPO pentru a se sesiza în cazurile transfrontaliere? Președintele întrerupe președintele întrerupe căci nu a funcționat interpretarea, putem reîncepe? N-a fost interpretare, deci. Nu în engleză, sublinează președintele. Haideți mai bine să reluăm. Haideți mai bine să reluați intervenția dumneavoastră de la început, vă rog. Domnule Boner În răspunsurile dumneavoastră scrise ați menționat relația complexă între EPO și statele membre europene neparticipante. Puteți să ne oferiți mai multe detalii. De asemenea, ce mijloace are EPO pentru a acționa în plan transfrontalier, fiind dat că statele membre au adesea motive politice pentru a nu participa la EPO? Este foarte posibil să apară presiuni politice, în așa fel încât să nu fie lansate anumite anchete. Care este viziunea dumneavoastră în această situație? Mulțumesc, Olga. Îmi pare rău pentru întrerupere. Domnule Boner. Vă mulțumesc pentru această întrebare care este foarte importantă. Este important să avem în vedere și această perspectivă. Nu vă mai dați mare, spune președintele. Poate că îi perturbe traducătorii acum, îmi pare rău, dar sunt spontan. Da, repede. În ceea ce privește țările neparticipante, într-adevăr, există o parte dintre reguli care prevăd astăzi astăzi, prevăd astăzi că oricum statele neparticipante oricum sunt legate de celelalte state membre prin principiul numit al sincerității cooperării și astfel procurorii delegații europeni care reprezintă stâlpii procuratorii europene statele membre, aceștia sunt perfect capabili să trimită aceste instrumentele cooperării judiciare europene, mandatul de arestare european sau scrisoarea de asistență judiciară către aceste state care nu participă la cooperarea întărită. Întrebarea este mai complicată în măsura în care știu că Comisia actualmente se ocupă la nivel de experți să vadă dacă eventual ar exista cumva vreun instrument complementar care să lege statele membre participante de celelalte neparticipante. Da, știu că este o întrebare care este complicată și pune o serie de probleme juridice, dar este foarte clar că dacă aș fi eu numit, ar fi aceasta printre principalele mele priorități ca să mă asigur și să verific că acest parchet european poate, într-adevăr, să lucreze așa cum trebuie cu statele membre participante. Vreau să amintesc, de asemenea că Eurojustul este și acesta o entitate care permite depășirea acestei probleme pentru că Eurojustul, până una alta, acoperă cele 28 de state membre. Mulțumesc! Acum urmează Eva Jolie din partea verzilor. Președintele își cere scuze. Scuze, Eva! but um for the Nathalie group s'il vous please Nathalie, sorry merci uh, président uh, monsieur mulțumit sera posé en français <laughs> et uh, donc elle n'est pas très Domnule... de la question de, de ma collègue elga steven întrebarea mea va fi pusă în franceză Vous vorbit uh, după uh, dorința de a lucra împreună. Întrebarea mea se referă la relația dintre parchetul european și statele membre care nu participă la această cooperare sporită. Cum aveți de gând de asemenea să folosiți um, resursele de la Eurojust în relația cu parchetul european pentru a garanta că țările neparticipante uh, nu um, vor uh, pune în bețe roate parchetului european. Și o a doua întrebare, foarte rapid, una dintre preocupările legate de pregătirea regulamentului privind parchetul european a fost că nu ar fi destul de european și că statele naționale, prin procurorii delegați, ar fi pe primul loc. Cum ce măsuri veți lua pentru a garanta independența totală a acestui parchet dacă se poate cu adevărat european? Madame. M M la depute, oui. Stimată doamnă deputată, într-adevăr, când vine vorba de corespondenții de la Eurojust, de corespondentul Eurojust, această funcție va fi extrem de importantă, va fi legătura naturală între parchetul european și Eurojust. Cunoaștem astăzi capacitatea de rezonanță a Eurojust, care acoperă întregul teritoriu european și aș adăuga chiar dincolo de teritoriul european, pentru că Eurojustul are acorduri de cooperare cu alte țări. Deci, iată, am o viziune foarte largă a cooperării, pentru că la Eurojust există magistrați de legătură elvețieni, norvegieni, americani. Deci, Iată, există o posibilitate de a extinde raza de acțiune a Eurojustului și Va trebui să reunim foarte rapid, să ne întâlnim cu corespondenții de la Eurojust și să avem relații de muncă foarte strânse cu aceste persoane pentru a finaliza axele cooperării și pentru a crea canale de comunicare, de cooperare pentru a nu duplica munca noastră, ci pentru a lucra fluid, pentru a permite lucrurilor să avanseze la, rapid, așa cum știe eurojustul să o facă astăzi, cât fie că e vorba de crearea unei reuniune de, reuniuni de coordonare sau pentru de crearea unei echipe de anchetă. Acum, în ceea ce privește uh, un adevărat parchet european și independența acestuia de statele membre, știm că pot să existe procurori europeni delegați uh, care să aibă o dublă funcție și procurori europeni delegați dedicați exclusiv parchetului european. Cred că trebuie să existe discuții foarte strânse, o cooperare foarte strânsă cu statele membre care doresc ca acești procurori să aibă această dublă funcție, pentru că aici pot apărea dificultăți. Și e clar că trebuie să se stabilească niște reguli și aceasta este uh, responsabilitatea uh, procurorului șef. Acum are cuvântul Eva Jolie. Iuliu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, procuror general, aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu o posibilă extindere a competențelor pachetului european la terorism și, eventual, și la infracțiunile de mediu. Aș dori să știu că, în calitate de procuror general european. În calitate de procuror european, competența dumneavoastră este evidentă la Rams, dar poate nu la Paris, cum s-a văzut în cazul Benala. Aș dori să știu dacă ați demarat anchete după scandalul Panama Papers. Și având în vedere spălarea de bani realizată de anumite bănci, inclusiv din zona dumneavoastră, cu siguranță. Mulțumesc, doamnă deputată. În ceea ce privește extinderea competenței, toată lumea se așteaptă la această întrebare și răspunsul este de asemenea așteptat. Știu foarte bine. Este prevăzut chiar în genele parchetul european, ca în momentul în care va ajunge la altitudinea de croazieră, să se extindă și să dobândească noi competențe, conform articolului 86 din tratatul de la Lisabona. Acest lucru este prevăzut, este aproape, se, se, se înțelege practic de la sine, dar trebuie să fim prudenți, să um, acționăm step by step, cum spun englezii. Eu cred că important este ca parchetul să rămână la viteza de croazieră, ca un motor, să rămână la regimul de croazieră, să vedem dacă urcă în regim, dacă mai rezistă și apoi, eventual, să meargă și mai sus. Și aici cred că putem să ne gândim. Terorismul, într-adevăr, poate fi o posibilitate. Infracțiunile de mediu, da, poate, pot să existe și astfel de, un astfel de domeniu toate, în text se spune toate tipurile de infracțiuni grave și transnaționale. Deci, domeniul este foarte vast și nu exclud niciuna dintre aceste limite. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră privind de independența și Panama Papers, noi am examinat, am anchetat în domeniul meu de competență peste tot, este de competența procurorului general și mult mai puțin al ministrului justiției să supravegheze activitatea procurorilor care sunt sub autoritatea mea și am făcut acest lucru, continuăm să o facem, este de responsabilitatea unui procuror șef să facă asta. Are cuvântul acum Roberta Mețola de la PP. Nu, președintele se corectează. Barbara Spinelli de la grupul GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Doar dori să spun domnului Boner că nu am dubii în legătură cu independența EPO, însă am dubii puternice în legătură cu independența procurorilor în statele membre. De exemplu, nu sunt de acord cu evaluarea foarte pozitivă pe care o faceți dumneavoastră în legătură cu presupusă independența justiției franceze și a procuraturii în Franța. Aș dori să știu care sunt instrumentele concrete care vor permite să Acționați în cazul statelor în care independența justiției nu este garantată. Nu este suficient să spuneți cuvinte, cum ar fi, trebuie să convingem statele, trebuie să dăm exemplu, trebuie să creăm un climat favorabil, trebuie să fim foligloți. Nu e suficient acest lucru. Nu e suficient nici când spuneți că e nevoie de puțină diplomație. Pentru că din partea unui magistrat, din, din partea Procurorului European, nu aștept niciun pic de diplomație. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș spune că procurorul european nu are nevoie doar de puțină diplomație și trebuie să fie foarte diplomat. Dar aveți dreptate, independența nu se decretează, nu se afirmă pur și simplu. Când vine vorba de independența procuraturii în Franța, parchetului, pot să vă spun că mentalitățile s-au schimbat. Pot să vă spun acest lucru pentru că este o realitate pe care o trăiesc în fiecare zi. Aduc o mărturie aici. Când vine vorba de poziția mea personală, dacă voi conduce parchetul european, vă spun foarte sincer și știți din documente, voi avea în curând 58 de ani și voi avea un mandat de 7 ani. Deci voi ajunge la 65 de ani. Nu mai aștept nimic din partea autorităților franceze. Dacă voi fi numit procuror european, voi fi complet independent. Pot să vă asigur de acest lucru. În ceea ce privește instrumentele, aveți dreptate să subliniați acest lucru. Procurorul, șef trebuie să verifice în fiecare zi, prin intermediul procurorilor europeni, prin lucrul în camerele permanente, să se asigure că procurorii europeni delegați, care sunt termometrul în rândul autorităților judiciare naționale să vadă cum funcționează. Și dacă apar probleme legate de independență, atunci șeful parchetului european, așa cum am văzut și din experiența mea la Eurojust, sau dacă un stat membru nu cooperează corespunzător, în raportul Anuala Eurojust, spuneam acest lucru și există o consecință. Și dacă sunt numit procuror șef european, pe baza responsabilității răspunderii mele în fața dumneavoastră, voi putea arăta cu degetul un stat membru sau altul. Are cuvânt Roberta Mezola de la PPE. Mulțumesc! Pe lângă ceea ce ne-ați spus până acum, ne puteți spune câte ceva despre experiența noastră cu cazuri la nivel înalt, mai ales cele care au fost în atenția publicului și a mass media? După cum știți, parchetul european va avea de-a face cu cele mai încărcate politic cazuri. Am văzut cazuri la nivel național în care. Autoritățile locale au refuzat să acționeze, au refuzat să ancheteze, și au refuzat cu atât mai mult să aducă în fața instanței vinovați. Puteți să ne dați de asemenea exemple de cazuri în care organiza organizații de criminalitate organizată ar vrea să fraudeze fonduri europene. Cum ați abordat aceste subiecte? Mulțumesc. În ceea ce privește mass media, în postul meu precedent, ca procuror șef, am avut astfel de situații. Am avut de-a face cu un caz, un funcționar de nivel înalt cu care trebuia să-l cooperez săptămânal în prefectura noastră. Deci la nivel administrativ al orașului și al regiunii. Această persoană era funcționar la nivel înalt, era șef al unei administrații și a trebuit să o aduc în justiție pentru abuz în serviciu. Și asta a ajuns foarte repede în fața mass media, bineînțeles nu din partea mea. A trebuit să continui cu urmărirea rămânând imparțial, obiectiv. Am căutat probe de ambe, ambele părți, împotriva acestei persoane și pentru această persoană. Deci a, a fost și un caz foarte puternic supravegheat de public, dar și de mass media. În ceea ce privește statele membre care nu ar coopera cu parchetul, Cred că responsabilitatea ar fi a, a, a colegiului pentru, și a, cred că noi ar trebui să ne dăm a, a, să facem eforturi pentru a arăta că dacă sunt probleme, noi ca a, procurori europeni suntem responsabili, suntem trași la răspundere în fața Parlamentului și în fața Consiliului. De ce acest lucru este important? Cred că nu trebuie să uităm acest lucru. Domnul Pavel. Any... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că nu, ved, nu vom avea probleme lingvistice dacă sunteți... Ce are, am avut o problemă... În ce mod ați uh, promova investigating pif at national level in equal Avem o problemă tehnică. Cum doriți să vă asigurați că solicitările de independență privind articolul 6 din regulamentul EPPO sunt asigurate la, ni la toate nivelurile EPPO? Și încă o întrebare, dacă aveți timp la finalul celor două minute considerați, doriți să aveți protocoale speciale cu serviciile secrete din statele membre pentru a, oferi, pentru a primi informații din partea acestora, astfel încât să, acestea să vă ajute în anchetele dumneavoastră? Merci. S'agissant du du sera... Mulțumesc. Într-adevăr, uh... Va, am, am mai spus-o și o mai spun o dată. procurorul european delegat este cel care va uh, face legătura permanentă cu parchetele naționale. Și va fi important pentru procurorul european, dar și pentru statele membre, pentru toate statele membre participante, ca procurorul european delegat să fie plasat într-un loc strategic din care, în care să poată primi informațiile, să poată vedea care sunt, informa care sunt cazurile cele mai importante în domeniul fraudei pentru a le transmite către parchetul european. Dar nu este suficient dacă sunt numai 2-3 procurori delegați care acoperă un teritoriu mai mare. Poate că ar trebui ca acești procurori delegați ar trebui să aibă un contact cu celelalte parchete ale statelor membre. Acest Gen de organizare trebuie folosit pentru a face ca informațiile să urce și pentru a evita ca aceste cazuri cele mai importante, atât de criticate astăzi, pentru că nu sunt duse la bun sfârșit, să apară pe ecranele radarelor. Mi se pare că e o chestiune de organizare strategică, ce trebuie avut în vedere de la bun început. În ceea ce privește a doua întrebare, e interesantă. De ce? Pentru că... Din ce în ce mai mult vedem informații care circulă, așa numitele intelligence, cum spun americanii. Însă, pentru mine, serviciile secrete nu sunt un interlocutor privilegiat pentru parchetul european. Eu sunt procuror francez, sunt obișnuit să, să lucrez cu servicii care mi-aduc probe, materiale judiciare și, în calitate de procuror european, ar trebui să fac exact același lucru. And Monica Doamna Macovei, în numele ECR. Mulțumesc. Prima întrebare. Credeți că rolul procurorului șef al EPO este unul mai mult de coordonare și diplomatic între statele membre? Mai degrabă decât lucrând efectiv sau fiind la curent uh, cu toate dosarele, deci jucând efectiv pe dosare de fraudă. Și a doua întrebare, uh, care sunt uh, infracțiunile aflate sub uh, jurisdicția EPO, dacă ne puteți da câteva exemple, altul decât uh, frauda privind fonduri cu, cu, cu fonduri europene și cu TVA la fonduri europene? Unde sunt prevăzute aceste infracțiuni. Vă mulțumesc. Doamnă deputată am să vă răspund la aceste două puncte. Șeful parchetului european trebuie să aibă cel, ambele capacități. Atât de coordonare. Și aici intervine o sensibilitate diplomatică, dar nu numai. Trebuie să-și cunoască materia. Când procurorii europeni vor vorbi despre escrocherii și fraude transnaționale, despre spălare de bani, trebuie cunoscute mecanismele care sunt caracteristicile unei astfel de infracțiuni. Deci, procurorul european este, în primul rând, un magistrat al parchetului, este un tehnician al parchetului și în această calitate îmi prezint candidatura astăzi. Însă, funcția uh, prevăzută din, în regulamentul parchetului prevede și de a. Uh, ca acest parchet european să funcționeze în colaborare cu toate celelalte instituții, inclusiv cu statele membre participante sau neparticipante. Deci nu este vorba de un rol sau de două roluri, sunt de mult mai multe roluri pe care trebuie să le aibă procurorul șef european. Deci să fii tehnician e una, este necesar, dar nu și suficient. În ceea ce privește lista infracțiunilor, cu toții când. Vorbim despre infracțiunile față de directiva PIF, deci în protecției intereselor financiare, frauda de tip carusel cu TVA, dar nu numai. Deci la acestea ne gândim. Trebuie să ne gândim la competențele din regulamentul EPPO, care face pur și simplu referire la directiva PIF și care ne face o listă, iar aceasta ne face o listă cu infracțiunile. Și aici e vorba de fraudă, spălare de bani, abuzul fa față de bunurile publice, toate acestea care contravin intereselor Uniunii Europene. Domnul Radev, acum, în numele PPE. Bănătăre, господин председател. uvažajami, господин Bonart, imai va și vașie, bogat opit vă frânscătă procuratură, din europei cu nivel. включително при създаване на Евроюст, вие наистина осъзнавате предизвикателствата. Имайки предвид вашия богат опит в френската прокуратура и на европейско ниво, включително... А вече, мара експериенца, La parche... la în Franța, dar și la nivel european, cu fondarea Eurojust. Okay. So, sorry, Mr. Radev, for the... Ne cerem scuze, domnule Radev puteți să începeți încă o dată. Am să vă acord timpul necesar. You really disappoint us, Mr. Bernard. Really, honestly. I mean... Really... Domnul Boehner, da, bulgara mea nu e așa de bună. Da, deci aveți multă experiență, știți care sunt provocările cu care se va confrunta acest parchet. În scrisoarea dumneavoastră de motivație și în răspunsurile dumneavoastră, Vorbiți despre nevoia unui echilibru, despre faptul că regulile pentru toate camerele trebuie să fie aplicate în mod egal, vorbiți despre dialog, despre consens și, din acest punct de vedere, aș vrea să vă rog să ne dați mai multe informații despre cum doriți să promovați cooperarea între camerele parchetului european și procurorii delegați, astfel încât anchetele să dea rezultate. Vorbiți, de asemenea, despre o eventuală specializare a camerelor la nivel, fie în funcție de materie, fie în geografic. Cum vedeți asta? Și nu în ultimul rând, ce veți face pentru ca munca parchetului european să fie cunoscută în rândul cetățenilor? Uh, monsieur le député, je, effectivement... Mulțumesc. Funcționarea camerelor permanente am uh, dat câteva detalii în răspunsurile mele înscris, uh, va fi ceva ce va trebui rezolvat de la bun început. De ce? Pentru că în structura însăși a parchetului european, camerele sunt baza, sunt inima motorului. Acolo sunt urmărite în mod operațional cazurile. Și șeful parchetului trebuie să se asigure că volumul de lucru este echilibrat între diferitele camere. Va trebui pentru aceste camere să se definească în mod precis compoziția fiecăruia, fiecăreia. Deci este responsabilitatea procurorului șef acest lucru. Pentru că apoi, la nivel operațional, deciziile se iau împreună cu procurorii europeni și cu procurorii delegați care din statele membre pot transmite cazuri și pot transmite înspre statele membre deciziile luate de către procurorii europeni. Și căutarea acestui echilibru va fi foarte importantă. Regulamentul ne spune, munca va fi uh, atribuită în mod aleator, at random în engleză. Poate că va trebui să uh, corectăm cumva acest caracter aleatoriu printr-o poate specializare sau uh, care poate să fie geografică sau funcțională. Uh, Cred că primele etape în activitatea parchetului vor, ne vor da mai multe indicii în acest sens. Nu cred că se poate lua decizia deja acum. Mulțumesc. În numele Comisiei Libe, ultima întrebare din partea lui Dietmar Căstăr, din partea grupului SND. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc candidatului pentru prezentare. Aici sunt. Da, sunteți foarte bine semnalizat, aveți multă lumină acolo. Mulțumesc așadar pentru prezentare, domnule Boner. Întrebarea mea este următoarea. Ați avut vreodată de-a face cu anchete complexe, transfrontaliere, mai ales la un organ supranațional în care a fost nevoie de coordonare, negociere sau de soluționarea unor posibile conflicte de competențe între diverse autorități implicate. Care credeți că este plusvaloarea pe care o aduceți la parchetul european și cum credeți că ați putea demonstra această plusvaloare a celor state membre care actualmente nu iau parte la parchetul european pentru a le încuraja să adere ulterior. Și aveți experiență cu cazuri de spălare de bani? Mulțumesc! Răspunsul meu este. În ce privește coordonarea și negocierea unor cauze transnaționale, am experiență și vă dau exemplu. Am experiență acumulată la Eurojust pentru că acolo am avut privilegiul uriaș de a prezida ședințe de coordonare în care aveam o speță spălare de bani. Era un caz de excrocherie transnațională, era vorba de cinci țări implicate, nu zic state membre, cinci țări. Una era Elveția, după cum știți, nu este membru a Uniunii Europene, dar era prezentă și am putut să o aducem la Eurojust în baza acordului de cooperare semnat de Eurojust și Elveția. Și am avut la dispoziție o zi întreagă în care am reușit să decidem împreună percheziția în peste 10 instituții bancare în aceeași zi. Și judecătorul de instrucție belgian, care era omologul meu în această speță, a venit și a întrebat când am putea face aceste percheziții pentru că trebuia să le facem simultan în aceeași zi, în aceeași oră, pentru că era o speță penală. În momentul în care am convenit o dată, o zi, s-au dispus măsurile necesare și în cele cinci zile, în cele cinci țări, inclusiv în Elveția, în aceeași zi, la aceeași oră, au fost efectuate perchezițiile și au fost confiscate bunurile. Prejudiciul era estimat la 10 milioane de euro și am recuperat aproape 80% din prejudiciu. Dacă am putut să facem acest lucru la Eurojust, e bine, iată, putem face asta și aici. Arătăm care este valoarea adăugată, anume aducem ceva mai mult decât ce pot face autoritățile naționale. Și cred că parchetul european va reuși să demonstreze care este valoarea adăugată. Mulțumesc. Continuăm cu Comisia de Control Bugetar. Mă bucură foarte mult să vă ascultăm. Francezii se promovează atât de bine și trebuie să vă spun că nu mă dezamăgiți deloc. Această legătură cu OLAF. Ce rol vedeți pentru OLAF și anchetele administrative? E ciudat. Aceste anchete nu sunt cunoscute în toate statele membre există probleme deci, și cu preluarea cazurilor OLAF. Deci cum vedeți rolul viitor al OLAF? Eu sunt raportor pentru regulamentul OLAF și aveți dreptul la o dorință în ceea ce privește OLAF din partea mea, dacă doriți. Mulțumesc! În ceea ce privește anchetele administrative, sunt o problematică în sine, dar și pentru parchetul european parchetul european se ocupă cu anchete judiciare. Și în colaborarea între parchet și OLAF a trebuit văzut cum se poate colabora, pentru că unii lucrează la nivel administrativ și ceilalți la nivel judiciar. Cred că aici trebuie să intervină un progres. Am spus, este o mare provocare, trebuie să-i facem față și Asta în modul următor. Știu că acum Olaf evoluează și cred că aici trebuie luate decizii pentru ca în viitor toate aceste lucruri să se lege mai bine. Astfel încât parchetul european să poată beneficia de valoarea adăugată permanentă a Olaf. Este nevoie de anchete administrative și când vine vorba de a recupera bani și Olaf poate face asta. Olaf pentru parchetul european are marele avantaj de a cunoaște deja toate aceste cazuri. Cazuri pe care parchetul nu le cunoaște pentru că încă nu există parchetul. Această interoperability, această capacitate de cooperare cred că trebuie să devină o rutină în viitor, astfel încât parchetul european să primească întotdeauna aceste informații, aceste anchete din partea OLAF pentru a folosi la maxim valoarea adăugată a OLAF și pentru a putea aduce toate aceste cazuri în fața instanței, pentru că acesta este cel mai important lucru, ca un caz să ajungă în fața instanței și să se ajungă la o sentință. Și este o cale pe care trebuie să o parcurgem împreună cu Olaf. Domnul Pirinski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În mod categoric, domnule Boner, Dispuneți de o vastă experiență în materie penală și de cooperare. Asta arată în mod clar că aveți și abilități diplomatice în oarecare măsură, pentru că puteți combina toate aceste elemente în calitate de procuror șef european. Ați spus că e important să. Există și abilități tehnice să, cunoaște, să cunoașteți acele aspecte mai tehnice. Eu vă întreb, în ce măsură aceste calități vă vor da mai multă autoritate ca procuror sau poate că o să vă facă mai conciliant, puțin mai dispus la compromis? Eu aș vrea să fiți mai dur atunci când urmăriți când faceți urmărirea în anumite cazuri. Adică nu doar să fiți agresiv. deputat, un doit jamais agresiv. Un procuror nu trebuie niciodată să fie agresiv. Totuși, trebuie să fie hotărât. Și eu știu bine că diplomația are limitele sale. Să fii diplomat înseamnă să știi să iei informațiile, să știi să îți dai seama cam cum se prezintă situația și să ai această inteligență a modul în care folosești informațiile. Dar cam atât. Eu, în calitate de procuror, atunci când sunt pus față în față cu o situație sau o cauză care necesită o hotărâre, iau acea hotărâre. Când am fost procuror al Republicii, întotdeauna mă consultam cu adjuncții mei mai ales când era vorba de decizii dificile. O să spuneți că mă ascundeam în spatele adjunților. Nu. Eu cred că mai multe minți sunt mai inteligente decât una singură. Dar, la urmă, după ce iau în considerare toate aceste informații, eu sunt cel care iau hotărârea. Și nu las expus pe niciunul dintre colaboratorii mei, pentru că șeful parchetului trebuie să-și asume responsabilitatea deciziei. Nu ne putem de zice de asta. Iar un procuror european, un șef de parchet independent, insist pe cuvântul independent, nu trebuie să se teamă în niciun fel de deciziile pe care le ia. Ce ne spune textul codului penal și procedurii penale din țara respectivă? Infracțiunea există sau nu? avem probe suficiente împotriva acelor autori, acelor persoane, da sau nu. Și atunci luăm hotărârile. Am făcut acest lucru timp de 30 de ani în calitate de tânăr procuror și apoi procuror general și vă asigur că aceasta a fost hotărârea mea să nu mă trag înapoi niciodată. Frau Kollegin Makovai, bitte. Doamna Macovei. Mulțumesc. Dacă ne uităm la raportul OLAV din 2017, vedem că cele mai multe investigații de fraudă și bani cu fonduri europene au avut loc privind cazuri din România 11 cazuri, din Ungaria și Polonia câte 10 cazuri fiecare Grecia 9 cazuri, Bulgaria 7 și numai după aceea cu numere, cifre mai mici Germania, Italia și alte state Deci în acest context întrebarea este dimensiunea fraudei cu fonduri europene și cu TVA la fonduri europene este uh, mare în Europa de Est și Centrală și dacă ați ști cât e mai mare în raport de uh, frauda din celelalte state membre. Pentru că asta ne spune practic raportul uh, OLAF. Și ce experiență aveți în combaterea acestui tip de uh, criminalitate uh, economică care implică și un nivel politic și care se practică în statele care atunci când erați la Eurojust nu erau state membre, sau cel puțin România și Bulgaria nu erau. Stimate doamnă deputat, între 2003 și 2007 am fost la Eurojust și am văzut acolo aderarea României, Bulgariei. Am lucrat împreună o perioadă înainte să ni se alăture România și Bulgaria. Sigur că există aceste date, aceste cifre din raportul pe care l-ați citat din 2017, care arată un număr de cazuri. Este însă doar o situație statistică și nu este exhaustivă nici măcar pentru țările pe care le-ați numit dar mită pentru țările cu mai mare vechime în Uniunea Europeană, pentru că eu sunt dintr un astfel de stat. În calitate de procuror șef al Parchetului European, nu eu aș judeca cu tare sau cu tare țară în funcție de numărul de dosare care ne sunt înaintate și pe care va trebui să le instrumentăm. Deci nu e în atribuțiile noastre să arătăm cu degetul. Știu bine că în țări mai vechi ale Uniunii Europene, inclusiv în țara mea, există destul, destule lucruri de, de investigat. Sunt din Burgoni, într-o regiune destul de liniștită unde producem vin și uh, pare de necrezut că cei care cultivă viță de vie acolo fac fraudă cu fonduri europene. Să știți că mulți oameni au rămas uluiți când au aflat că există acest lucru pentru că noi credeam că gata, în Franța nu se mai face fraudă cu TVA. Alte țări fac asta. Ei nu. Eu aș da dovadă de uh, mare rigoare aici și, uh, sigur, eu am uh, istoricul meu ca fiecare alt procuror. Am stat uh, 20 de ani uh, aici în Europa și am destul experiențe care cred că m-ar ajuta să fac față. Doamna Intveld. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Boner, nu cred că se îndoiește nimeni de aici, din sală, că dumneavoastră sunteți un procuror excelent. Însă, întrebarea pe care a pus-o și colegul de la Socialiști este cam aceeași pe care vreau să o pun eu. Puteți chiar să faceți această treabă, adică puteți să vă achitați de această sarcină, pentru că e vorba despre indivizi care sunt dispuși și la crimă, după cum am văzut în anii recenți, nu doar unii care se joacă cu cifrele. Și problema este că cei care par acum să fie aliați sunt cei pe care va trebui să-i anchetați statele membre. Deci asta e întrebarea. Și asta fiind situația, vă veți baza doar pe probe furnizate de acele state membre? sau veți accepta și informații fornizate de către alte surse. Mulțumesc. Da, așa este. Această chestiune legată de determinarea procurorului se aplică chiar mai mult atunci când trebuie să acționezi împotriva unui stat membru. Aveți mare dreptate, doamnă deputat. Asta fiind zis, să consider că utilizarea termenului de pitbull pentru procurorul Republicii sau Procurorul European, în cazul de față, îmi dau seama care e intenția dumneavoastră, termenul poate părea puțin exagerat, însă, într-adevăr, ascunde, la fel ca uh, animalul respectiv, o determinare, o forță aceea de a ataca forțele răului. Și uh, ca magistrați în cadrul Ministerului Public facem acest lucru. La nivel indiv individual, de pildă atunci când avem de-a face cu delinvență de nivel intermediar, nu există totuși același riscuri. Pe acest plan, într-adevăr, însă percep riscul pe care dumneavoastră îl evocați și, într-adevăr, va reveni această misiune șefului parchetului de a da dovadă de determinare și de a acționa în perfectă independență. Când vor apărea asemenea situații, poate mai rapid decât am fi noi tentați să credem, Va fi necesar să încercăm să căutăm toți aliații posibili și, într-o configurație democratică, acești aliați sunteți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați. O spuneam adineauri, Procurorul European este responsabil, accountable în fața dumneavoastră. Evident. Însă dumneavoastră, ca reprezentanți ai cetățeanului european, sunteți aici, într-o anumită măsură, și pentru a ajuta, pentru a sprijini șeful parchetului european când va veni să vă spună iată cu ce ne confruntăm. După va trebui să facem, uh, dăm dovadă de, de curaj individual și nu mi-a lipsit curajul. În toată cariera mea nu m-am temut de nimeni. Uh, și mă aflu aici în fața dumneavoastră ca magistrat integru care nu se teme să-și asume responsabilitățile. Și dacă e să mă tem pentru propria persoană, va fi poate o altă problemă, dar nu asta mă va ține înapoi. Sunt uh, o persoană profund determinată. Domnul Iavor, vă rog. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Boner, pentru prezență aici, iată-mă. Ați menționat în introducere că EPO ar trebui să convingă statele membre care nu s-au raliat parchetului să o facă mai târziu. Baftă! Reținând faptul că. Procurorul șef responsabil de Ungaria ne-a spus că nu se va alătura Ungaria EPO din pricina calității slabe a acestei instituții. Deci veți avea o misiune dificilă. Acum, întrebarea mea, întrebările mele țin de presiunea politică pe care poate dumneavoastră ați resimți o din partea guvernului dumneavoastră, dar și din partea echipei și a procurorilor dumneavoastră din statele membre din totul membru poate că uh, adesea presiunea politică este mai vizibilă, mai tangibilă. Cum veți putea să vă protejați propria echipă împotriva unui asemenea soi de presiune? O altă chestiune se referă la experiența dumneavoastră. Dacă n-ați putea spune mai multe despre uh, experiența la nivelul corupției sistemice a. a folosirii inadecvate a fondurilor europene din anumite state membre. Ați cunoscut această problemă și care sunt planurile dumneavoastră de a combate acest soi de probleme? Domnule deputat, în privința primei dumneavoastră întrebări, aș spune că puterea parchetului european este aceea de a da un exemplu, de a fi un exemplu. Nu sunt absolut convins că intră în rolul parchetului european a face politică în ceea ce privește statele neparticipante. Nu cred că revine șefului pachetului european să meargă să convingă în mod individual fiecare stat membru, doamnelor, domnilor, vă rog să vă alăturați cooperării consolidate. Nu așa văd eu lucrurile. Cred că în acest sens vom putea să beneficiem, poate să utilizăm alte situații. Dar, prin exemplu, și asta am văzut și la Eurojust, de la început, aveam parte de priviri foarte critice, foarte sceptice din partea colegilor a statelor membre, a diferitelor instituții care ne întrebau, păi ce este trepșoara asta? Unde va duce? Ei bine, încet, încet, datorită exemplului oferit, am dat dovadă că aveam această capacitate de a ne ridica în zbor și de a aduce plus valoare. Și cred că prin această virtute a exemplului vom putea să Uh, ne alăturăm și membrii neparticipanți ulterior. Însă asta va veni doar în măsura în care vom uh, uh, reuși ulterior să o facem, va fi o chestiune ulterioră. În membrilor parchetului. Și aici avem o răspundere individuală. Șeful parchetului are misiunea de a vegea ca procurorul european, procurorii european și evident evident cei care sunt mai expuși sunt procurorii europeani delegați, dată fiind imersiunea lor în sistem a trebuit să se asigure că nu sunt supuși presiunii. Și în acest sens trebuie să apară un dialog personal foarte strâns între șeful parchetului, procurorii europea, europeni, care vor fi deja primele puncte de legătură, dar și prin întâlniri periodice cu ansamblul procurorul delegați pentru a putea astfel să fie transmise asemenea situații de presiune. Și dacă ele există, șeful parchetului va trebui să acționeze, să intervină pe lângă stat și, eventual, să de denunte într-un asemenea for ca acesta ă, statul membru care nu își joacă rolul cuvenit. Domnul Omar J., vă rog. Monsieur Bonner, domnule președinte, mulțumesc, domnule Bonner. Ați înțeles, cred că aspectul independenței parchetului este unul central. Și ați amintit o carieră îndelungată, 32 de ani, pe lângă parchetele franceze, într-o țară care nu se distinge de independența parchetului sau care, sau care momentan este relativă. Nu ați început cariera acum 6 ani, acum 32 de ani, dar acum observăm în privința, de pildă, reprimării vestelor galbene, în ce măsură parchetele sunt supuse până la urmă puterii? Am două întrebări. Prima, ați putea să ne afirmați că în cei 32 de ani de carieră nu ați făcut niciodată, nu ați fost supus niciodată unei presiuni politice? În 32 de ani de carieră, pe lângă multe parchete din Franța, au existat oare cazuri importante care să fi uh, fost extrem de mediatizate, legate de corupția aleșilor, legate de chestiuni politico-financiare și legate de urmăririle penale pe care poate că le-ați și demarat împotriva respectivilor. Je vous remercie pour votre question, monsieur le député. Mulțumesc pentru această întrebare, domnule deputat. Independența Ministerului Public în Franța a evolu evoluat, așa cum v-am spus și Adineaur. Au existat situații în trecut pe care eu personal nu le-am trăit. Și în acest sens vorbesc de ceea ce am văzut eu în sumi și au existat situații în care Ministerul Justiției uh, își uh, lua instrucțiuni uh, pe lângă Procurorul General sau de dea. Și spun asta în mod ferm. Situația s-a schimbat din 2013 încoace. A fost votată o lege care de pe acum interzice acest lucru, acest soi de instrucțiuni. Și am să vă dau un exemplu cu privire la ceea ce s-a întâmplat din 2013 în 2013 încoace. Mi-aduc -am -am aminte că într-o speță am fost uh, plasat într-o situație juridică de a încerca să obțin un sfat din partea direcției infracționale din Gras, care este atașat pe Ministerului Public din Paris, deci sub ordinele Ministerului de Justiție. Direcția respectivă refuzase în 2014, 15, deci chiar după reforma din 2013, practic nu a dorit să-mi răspundă din teamă că acele indicații care mi-ar putea fi oferite ar putea să fie interpretate ca un început de instrucțiune oferită domnului procuror general. Drept urmare, nu am obținut expertiza pe care o căutam din partea administrației centrale, am găsit resurse în altă parte, evident, dar vreau să vă arăt în ce măsură s-au schimbat lucrurile. Și în echipa noastră, tinerii procurori sunt astăzi uh, impregnați de acest uh, nou uh, curent. Este uh, urmarea unor afaceri, cum ar fi, de contra, contra Franței, între altele și încă nu am ajuns la capătul acestui parcurs. Există în continuare reforme constituționale pe care le așteptăm și pe care, la care lucrăm. Există uh, și afaceri mari de corupție. Una am tratat-o chiar și eu în cadrul cooperării franco-germane. Nu știu dacă mai rămâne vreme să o explic. Este în figura în răspunsul numărul 3 pe care l-ați oferit, răspunsul scris până doamna președintă. Mulțumim foarte mult pentru răspunsuri și uh, mult succes! Thank you. Um... Domnule Boner, aș dori să vă mulțumesc în numele tuturor eurodeputaților pentru participarea dumneavoastră la audiere. Vă mulțumesc pentru tuturor pentru, pentru răbdare și disciplină de-a lungul uh, tuturor audierilor. Doresc să vă informez, domnule Boner, că vom face o, o evaluare completă a, a audierii dumneavoastră. Vom trimite o, o scrisoare formală președintelui Taiani și apoi veți fi informați dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această audiere. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult! Dear colleagues, uh, we're near... Dragi colegi! Acum vom invita în sală următoarea candidată. Este o diere foarte lungă. Vă mulțumesc pentru răbdare. A fost o zi lungă. Și a treia candidată este pe drum. Deci vă rog să continuați să fiți disciplinați și haideți să respectăm, să o respectăm și pe ultima candidată care va sosi în curând. Your colleagues, if you want to, um, I was going to say if you want to take a break, but I think our a candidate, a candidate is on her way. So, just a couple of minutes. We are waiting for a few minutes. We want to propose a break, but it seems that the candidate is Uh, uh, dear colleagues, please take your seats. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Vă rog, din respect față de toți candidații, vă rog uh, să nu vă deplasați în sală. Și rog și presa, poate să înregistreze um, câteva imagini, dar apoi presa este rugată să ne părăsească. Știu că presa este, are un, uh, o poziție specială, dar vă rog să ne permitem, să, permiteți să începem. Mulțumesc! Vă rog să ne permiteți să începem. Candidata va trebui să ia cuvântul pentru discursul introductiv. Vă rog să vă deplasați într-o parte. Ați făcut suficiente fotografii, aveți suficiente imagini. Rog presa uh, să se dea la o parte. Hey okay, colleagues um, and also, please, minimize... rog colegii să nu se mai deplaseze prin sală din respect față de toți candidații pentru că și la începutul ședinței um, au fost multe deplasări în sală. Deci iată am ajuns la a treia candidată doamna și voi repeta informațiile introductive pe care le-am dat tuturor candidaților. Urăm bun venit doamnei Căveșii la reuniunea Comisiei Libe, spune președintele și transmit câteva informații. Candidata va avea un discurs introductiv de maxim șapte minute și vom cronometra această intervenție, precum și întrebările și răspunsurile. Aici este ecranul. Pe ecran veți vedea timpul. Deci, după discursul introductiv, se vor pune întrebări și se vor da răspunsuri într-o perioadă totală de 63 de minute. Vor pune întrebări membrii ai Comisiei Libe, șapte membrii ai Comisiei Cont și fiecare întrebare și răspuns vor dura trei minute. Întrebările vor dura un minut și răspunsurile două minute. Și vom respecta strict timpul, dragi colegi. Deci, solicitările de luarea cuvântului este, va fi, vor fi cronometate foarte strict. Există interpretare, puteți vorbiți în limba maternă și vă rog să nu vorbiți prea rapid, spune președintele. Și acum, doamnă și vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră inițială, maxim șapte minute. Good to Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru oportunitatea de a-mi prezenta candidatura. Voi începe în engleză pentru intervenția mea inițială, dar după aceea știu că mulți români urmăresc această audiere, deci voi, când va fi să răspund la întrebări, o voi face în română. Voi începe prin a mă prezenta. Sunt Laura Căve și am fost procuror de peste 23 de ani. Deci... Jumătate din viața mea am fost procuror. procuror. Treaba mea este să um, fac ca justiția să funcționeze când este încălcat dreptul penal. Am deținut uh, cele mai înalte poziții în. Uh, Serviciul de Procuratură în România. Procuror General al României timp de șase ani și Procuror Șef al Direcției Naționale Anticorupție timp de cinci ani. DNA este o structură cu competențe exclusive pentru corupție, fraudă financiară și fraudă cu fonduri europene. Crearea unui parchet european independent și eficient este o oportunitate profesională unică. Aș fi onorată să continui munca atâtor oameni, politicieni, cei care lucrează în domeniu, funcționari publici, cei care au făcut dintr-o idee un text juridic. Acum avem nevoie de eforturi pentru ca parchetul european să fie eficient. Am să vă prezint pe scurt viziunea mea privind EPPO. Parchetul European trebuie să, respect, să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene, să recupereze daunele. Ce trebuie făcut pentru asta? În primul rând să se pregătească infrastructura umană și financiară, să se creeze un sistem de gestionare a cazurilor în cooperare cu statele membre, să se definească reguli interne și să se adopte toate regulile administrative necesare, mai ales când vorbim despre protecția datelor, resurse umane și legi, reguli financiare. Pentru ca parchetul să funcționeze eficient, trebuie să definim obiective, împreună cu colegiul procurorilor europeni, să creăm procese pentru a monitoriza implementarea strategiilor, să partajăm informații și să cădem de acord asupra unor priorități împreună cu autoritățile naționale, să creăm acorduri de cooperare cu state neparticipante și de cooperare cu state terțe. De asemenea, să avem acorduri cu Eurojust, Olaf și unitățile de investigație financiară. Trebuie, de asemenea, să identificăm tipologiile, riscurile, vulnerabilitățile în cadrul legislativ actual și în procedurile actuale. Cum pot eu contribui la asta? Prin Propriul exemplu. Am experiență îndelungată în gestionarea echipelor mari, în luarea deciziilor strategice, în emiterea regulilor și orientărilor interne. Sunt obișnuită să lucrez în situații de stres și de presiune publică. Împreună cu echipa mea am crescut eficiența închetelor și investigațiilor de corupție la nivel înalt și fraudei împotriva fondurilor europene. Pentru mine, recuperarea daunelor a fost cea mai importantă. În timpul mandatului meu, DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 2 miliarde de euro. Am dezvoltat parteneriate puternice și cu colegii internaționali. Au... Iar sumele recuperate de noi anual au crescut de 10 ori față de perioada uh, precedentă. Am creat echipe de anchetă comune și am cooperat uh, cu peste 40 de țări. Astfel am pus sechestru pe uh, proprietăți și pe conturi bancare din alte țări. De asemenea, am identificat diferite tipologii de uh, fraudă financiară. Acest lucru mă poate ajuta să iau măsuri strategice. Acestea sunt realizările mele profesionale. Pe baza experienței mele am să vă explic care sunt principiile pe care se um, bazează activitatea mea. Cred că um, procurorul trebuie să um, respecte statul de drept și să aibă o busolă morală puternică. Trebuie să fim obiectivi în fața injustiției și a infracțiunilor. Trebuie să aplicăm legea și să respectăm în totalitate drepturile fundamentale și procedurale ale celor implicați în anchete. Tocmai de aceea parche... procurorii sunt importanți pentru statul de drept. Suntem importanți pentru că datoria noastră este să aplicăm legea în mod egal pentru toată lumea. Asta au în comun toți procurorii din Uniunea Europeană. Asta uh, au reprezentat prin activitatea lor Giovanni Falcone și Pierre Michel. De asemenea, cred că numai o justiție profesionistă, independentă și onestă poate uh, lupta împotriva crimelor uh, și împotriva, împotriva infracțiunilor și a uh, corupției și a fraudei financiare. Numai o justiție independentă poate aplica legea în mod egal pentru toată lumea. De asemenea, cred cu putere, că independența și uh, tragerea la răspundere merg mână în mână. Pe de altă parte, uh, sunt foarte conștientă că ați uh, fost expuși la informații negative despre mine. Aș vrea să spun foarte clar că nu am nimic de ascuns, deci vă stau la dispoziție pentru a răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Stimați deputați, doamnelor și de domnilor. Acest parlament a luptat pentru un parchet puternic, cu o bază puternică în directiva PIF și uh, a creat drept, uh, drepturile procedurale în Uniunea Europeană. Parlamentul apără statul de drept și drepturile, drepturile fundamentale. Tocmai de aceea drepturile cetățenilor, cetățenilor vor fi uh, bine protejate. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și pentru posibilitatea de a participa la această audiere deschisă și imparțială. Thank We now move to the questions. Mulțumim, doamna Kovesi. Începem cu întrebările. Întâi, Roberta Mețola de la PPE. Vă mulțumim, doamna Kovesi, pentru că ați venit astăzi aici. În ciuda tuturor obstacolelor de neînchipuit pe care, din păcate, le-ați avut de înfruntat. Știm, însă, curajul dumneavoastră a inspirat foarte multă lume în întregul continent, nu în doar în România. Ați fost imaginea luptei anticorupție în țara dumneavoastră. Puteți să ne spuneți care este experiența dumneavoastră în cazurile cu cazurile cele mai mediatizate, când atenția a fost concentrată asupra dumneavoastră și care este experiența cu OLAF și celelalte agenții europene. Acum, parchetul european va trebui să abordeze cazurile cele mai grave, cele mai mediatizate și am văzut în trecut cum autorități au refuzat să ancheteze și să autorizeze urmărirea penală. Cum ați coopera cu statele membre într-un astfel de caz? A fost o întrebare foarte lungă, dar doar două minute pentru răspuns, doamna Căuvi, și vă rog. Am să vă răspund foarte scurt aproape toate cazurile pe care le-am investigat la DNA suscitau interes din perspectiva persoanelor care erau investigate pentru că competența Direcției Naționale Anticorupție viza investigații la nivel pentru fapte de corupție la nivel înalt. Din această perspectivă au fost investigate persoane care dețineau funcții cu expunere publică, primari, președinți de consilii județene, senatori, deputați, miniștri, foș miniștri. Și cu siguranță toți cetățenii doreau să afle pentru ce fapte sunt cercetați. Vă asigur că de fiecare dată comunicarea publică s-a făcut cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Astfel de date care vizau anchetele în care erau implicate persoanele ce dețineau funcții publice au fost comunicate întotdeauna cu respectarea legii și a normelor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii. În ceea ce vizează experiența cu OLAF, ca procuror de nea, am colaborat cu această structură europeană. Regulamentul EPPO este foarte clar în ceea ce privește colaborarea pe viitor cu OLAF. Se prevede o cooperare strânsă, se prevede obligația de a schimba informații prin acel sistem de case management. Uh, și există o prevedere potrivit căreia atunci când EPPO începe o investigație, OLAF nu dublează această investigație printr-o investigație administrativă. În ceea ce privește cooperarea cu autoritățile uh, statelor membre, uh, menționez că și acest lucru este prevăzut în regulament. Este prevăzut o consultare continuă pe problemele care atrag competența EPPO și uh, pe problemele care atrag activitatea procurorilor europeni delegați sau procurorilor europeni. Mulțumim. Silvi Ivon Kaufmann, de la Socialiști. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă Căveș și vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Puteți să ne explicați în ce mod îndepliniți toate cerințele? impuse pentru ocuparea funcției de procuror șef al parchetului european, articolul 14 din regulament. Mă refer în special la faptul că independența trebuie să fie mai presus de orice îndoială și că dețineți toate calificările necesare pentru numirea în cele mai înalte funcții ale parchetelor sau magistraturii din statul meu respectiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru că pot lămuri anumite informații false care au circulat. Vă asigur că în momentul depunerii candidaturii am verificat cu exactitate toate criteriile care sunt prevăzute, le îndeplinesc pe toate. În ceea ce privește acea condiție a gradului profesional, pot să vă spun că articolul 54 din legea 303 din 2004, care reglementează. Condițiile pe care un procuror general sau un procuror șef al DNA trebuie să le îndeplinească sunt îndeplinite. Și anume, sunt patru condiții. Prima, să deții o vechime de 15 ani, dețin această vechime, să nu fi colaborat cu serviciile de informații, ceea ce în fiecare an magistrații dau declarație, să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani și să nu fi fost... Uh, uh, și să fie avut calificativul foarte bine la ultimele valori profesionale. Toate aceste condiții le îndeplinesc. Trebuie să vă spun că am fost numită procuror general și procuror șef al DNA, îndeplinind condițiile legale și vă avea grad profesional pentru parchetul de pe, lângă curte, de pe parchetul de pe lângă înalta curte de casație și justiție. În ceea ce privește colaborarea cu serviciile, legea o stabilește în sensul de a nu fi fost colaborator în sensul de poliție politică și nu este prevăzută ca o colaborare instituțională care poate să apară în exercitarea activităților de procuror. Helga Stevens, ECR. Helga Stevens de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Procurorul șef european ar face anchete transfrontaliere cu cazuri de fraudă, TVA și în România. ar putea fi nevoie să investigeze și acolo acuzații de fraudă. Care sunt temerile în acest caz? Pentru că știu că există o relație complicată. Avem Ministerul de Justiție, avem apoi nivelul european în cazuri transfrontaliere. Mă gândesc că există și motivații politice. Care fac autoritățile să nu dorească să se intervine, există presiuni politice. Cum vă poziționați în raport cu astfel de presiune politică? În toată activitatea mea de procuror de peste 23 de ani, am respectat întotdeauna legea și toate normele de procedură penală care sunt prevăzute în legile speciale pe care le aplicăm. Ca orice procuror, Trebuie să fim obiectivi în activitatea noastră, să ne desfășurăm activitatea cu pasiune, dar nu cu patimă. Plecând de la aceste principii, dacă voi ocupa această poziție, dar și în pozițiile pe care le-am obținut anterior, întotdeauna voi aborda profesional ceea ce scrie în fișa postului și obligațiile care am revin și care sunt prevăzute în lege și în regulamentul IPPO în acest caz. Nu are nicio relevanță pentru mine ceea ce s-a întâmplat în România, relațiile care sunt acum între sistemul de procuratură și ministrul justiției, ci vă asigur, ca orice alt profesionist din sistemul judiciar român, dar și european, că întotdeauna voi respecta obligațiile care decurg din regulamentul EPPO în cazul în care voi fi numită în această funcție. Sofie Intveld pentru Alde, please. Sofie Intveld pentru Alde. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă și pentru introducere. Aș vrea să detaliem puțin întrebarea pusă de colega mea, doamnă Stevens. În mod concret, vreau să știu cum ați folosi corespondenții Eurojust, rețeaua corespondenților naționale recent creată la EPO, astfel încât să vă asigurați că statele neparticipante nu îngreunează activitatea EPO, ci chiar sunt îndemnate să participe. Și în mod concret, cum vă veți asigura că prin această structură a agenților naționali, EPO chiar va deveni un parchet uh, cu adevărat european și că nu va fi împiedicat în activitatea sa de statele membre. Este adevărat că procurorii europeni delegați vor rămâne procurori în sistemele lor naționale și fiecare sistem național are o anumită relație cu puterea executivă. Dar anchete transfrontaliere s-au făcut și în anii trecuți. Și un mod foarte eficient de a finaliza aceste anchete transfrontaliere a fost folosirea echipelor de investigație comună prin intermediul Eurojust, care este un instrument de cooperare extrem de eficient. A fost, dar și acum, când va fi aplicat regulamentul EPPO, Eurojust va putea avea o colaborare foarte strânsă cu EPPO, așa cum este prevăzută de altfel în regulament foarte clar prin schimbul de informații care este extrem de necesar, prin suport informativ, dar de asemenea și prin folosirea unor uh, uh, ofițeri de legătură sau puncte de contact, care sunt necesare și atunci când vorbim de relația cu statele membre neparticipante în uh, sistemul EPPO. În ceea ce privește statele neparticipante la EPPO, cred că va fi o responsabilitate a Procurorului Șef, de a încerca încheierea unor acorduri de cooperare, așa cum este prevăzut în regulament, de a încerca stabilirea unor puncte de contact, a unor ofițeri de legătură și cred că modul în care statele neparticipante la EPPO pot fi convinse să încheie aceste acorduri sau să adere la EPPO este doar prin obținerea unor rezultate credibile de către această nouă structură de parchet. Cred că cetățenii acestui țări trebuie convinși că EPPO este o structură care poate să funcționeze, care este eficientă și care este în interesul lor, respectiv protejarea banilor pe care cetățenii europeni îi au. Thank you. Eva, Jolie, for the... Eva Jolie din partea versilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i spun laurei căveșii și tuturor că sunt mândre de faptul că se află aici astăzi, în ciuda groaznicei campanii pe care propriul său guvern a lansat-o împotriva el. Și vreau să spun că noi nu credem ceea ce se spune și eu, personal, am motive să nu cred ce se spune, deoarece știu ce se întâmplă atunci când trimiți la închisoare personaje importante sau când faci anchete în sfere înalte. Deci, vă rog să nu țineți seamă de zvonistică. Vreau să o întreb pe Laura și Ce măsuri ar lua pentru a se asigura că sunt respectate drepturile fundamentale ale posibilor suspecți dacă ați avea funcția de procuror șef european? Unul din principiile func fundamentale ale funcționării EPPO este acela vizând respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care sunt implicate în anchetă. Deci, cu siguranță, aceasta va fi o prioritate pentru toți cei care vor acționa în structura EPPO. Pot să vă spun ca și procuror general sau ca procuror șef al DNA că au fost foarte multe situații în care, constatând că procurorii din subordine au emis acte nelegale, potrivit legii, le-am infirmat. Este o măsură pe care un conducător de parchet în România poate să o dispună atunci când constată că se încalcă drepturile unei persoane. În situația în care apărea, în cadrul activității EPPO, astfel de situații în care un procuror european delegat sau un procuror european a încălcat în activitatea sa în drepturile fundamentale, sunt convinsă că trebuie luate măsuri. Apoi, pasul următor este diseminarea acestei informații către toți ceilalți uh, procurori din structura EPPO pentru a se încerca pe viitor uh, uh, evitarea unor astfel de situații. Ce este însă important de spus este că în România, activitatea procurorilor este sub controlul strict al judecătorilor. Toate actele pe care procurorii sau măsurile pe care procurorii le dispun, modul în care administrează probele, se verifică de către judecători atunci când judecă dosarele. În activitatea mea ca procuror general și ca șef de nea, întotdeauna am analizat hotărârile judecătorești atunci când au apărut soluții de achitare sau atunci când au apărut situații în care probele au fost, spre exemplu, considerate nelegale de către judecători, pe care le-am analizat și care au fost ulterior diseminate în interiorul structurii pentru a evita pe viitor astfel de situații. Okay. Barbara, Spinelli, for GUE. Barbara Spinelli, numele GUE. Grazie, e, Mulțumesc. Doamna Cueve, și aici sunt. Vreau să vă spun că sunt complet solidară cu dumneavoastră referitor la atacurile la care ați fost supusă și m-a mișcat faptul că l-ați menționat pe Giovanni Falcone. Am avut o relație de colaborare cu el în trecut. Acestea fiind zise, aș vrea să ne faceți o clarificare, pentru că în răspunsurile pe care le-ați dat la întrebări, dumneavoastră vă referiți la două distincții pe care le-ați primit din partea CIA în 2011 și în 2007. Ați primit o recunoaștere pentru asistență excepțională și uh, sprijin al acordat serviciilor Statelor Unite. Vă rog să ne faceți o clarificare. Vreau să știu despre ce este vorba. Ați menționat acest lucru, apare în CV-ul dumneavoastră, pentru că eu nu înțeleg. 2011 și 2007. În 2003, din 2003 până în 2005, în România au funcționat închisori CIA. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru o întrebare. Aș vrea să fac o mică rectificare. Nu sunt premii care au fost oferite de CIA. Sunt premii care au fost oferite de o agenție de aplicare a legii, respectiv Secret Service, care are două atribuții principale. Aceea de a proteja, din punct de vedere al protecției fizice, demnitarii Statelor Unite și a doua de a proteja moneda națională, respectiv dolarul. În activitatea mea de procuror la structura de combatere a crimei organizate, am investigat foarte multe dosare privind uh, bagnote false, în special dolar la acea vreme, dar în special am fost implicată în cauze de cybercrime. Am fost printre primii procurori din România care am investigat phishing-ul pe internet ilegal în România. Pentru România, cybercrime-ul a fost o problemă reală și este o problemă reală, fiind foarte mulți cetățeni români implicați în astfel de activități. Pentru modul în care am fost implicată în pregătirea profesională, în dezvoltarea posibilităților de anchetare a procurorilor în domeniul criminalității informatice, am fost recompensată cu cele două distincții din partea unei agenții de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii. Menționez că la începutul activității mele ca procuror general în 2006-2007, structurile de aplicare a legii din România erau la început, se confruntau la început cu acest fenomen al criminalității informatice și de aceea a fost necesară dezvoltarea și efectuarea unor sesiuni de pregătire profesională. Cam acestea au fost activitățile pe care le-am desfășurat și pentru care am fost recomensată cu două distinții. Nu, do, nu am dobândit niciun fel de cetățenie americană, nu am avut niciun fel de cooperare cu CIA-ul, iar toate știrile care au părut în cursul zilei de astăzi sunt evident mincinoase. Domnul Ivan, în numele neafiliatilor. Din Doamna și aici în Parlamentul European, dar în aceste două comisii cu precădere, discutăm de câteva valori foarte importante, cum ar fi independența justiției, toleranță zero față de corupție, dreptul de opinie și de liberă exprimare, libertatea presei, profesionalism, integritate, probitate morală și profesională și așa mai departe. De asemenea, Consiliul Europei în recomandarea 1402 din 99, a spus că serviciile secrete de informații n-ar trebui să facă parte din actul de urmărire penală. Nu vreau să vă simțiți atacată în vreun fel, dar sunt trei întrebări pe care eu le consider importante. Nu pentru mine, ci pentru cei din sală care urmează să iau decizie. Prima întrebare. Este adevărat că CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, a constatat că DNA, instituția pe care dumneavoastră o conduceați, a influențat instanța într-un proces care vă viza direct? A doua întrebare. Este adevărat că Serviciul Român de Informații a făcut parte din echipele mixte care nu numai că au dat tehnica, dar chiar au selectat probele în dosarele pe care dumneavoastră ați instrumentat? Și o singură întrebare, ultima. Cum explicați că 40% din cazurile pe care procurorii din subordinea dumneavoastră le-au dus în instanță sau soldat cu achitări? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru cele trei întrebări. Am să încerc să, în două minute, să vă răspund cât mai complet la acestea și să lămuresc. Am uh, avut un proces uh, vizând niște afirmații mincinoase care au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Proces care a durat patru ani de zile și în care s-a uh, decis într-un final, printr-o decizie definitivă, că acele afirmații au fost mincinoase, că am fost defăimată în mod nedrept. Menționez că acest proces a durat patru ani de zile, am câștigat și în primă instanță, am câștigat și în calea de atac, au fost implicați foarte mulți judecători în aceste dosare, niciodată, dar niciodată, nu am făcut absolut niciun act pentru a influența. Procesele au fost publice au fost mai multe instanțe care mi-au dat dreptate în componență diferite și la instanțe diferite. Dacă CSM a constatat că a fost influențat un judecător, pot să vă spun că există un raport efectuat de Inspecția Judiciară în care judecătorii care au judecat acest dosar au spus că nu au fost influențați în niciun fel de către mine, iar dacă acel raport pe care bănuiesc că vă referiți, este atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție și încă nu avem o decizie definitivă cu privire la anumite aspecte pe care alți colegi din DNA le-ar fi făcut în sensul că au trimis o adresă la judecător și au cerut anumite copii din dosar. Lucru cu care nu am avut absolut nimic de a face. În ceea ce privește a doua întrebare, aș vrea să rectific din declarația dumneavoastră. Ofițerii SRI nu au administrat probe, nu au participat în procesul penal. Au existat sesizări care au venit de la Serviciul Român de Informații, așa cum este prevăzut în lege orice serviciu de informații din România sau orice altă instituție deține informații despre comiterea unor fapte de corupție, este obligat să se sizeze Direcția Națională Anticorupție. Deci ofițerii SRI nu au administrat probe. Probele au fost administrate de procurori și s-au verificat în faza judecății. Vă respectați uh, timpul. Yeah să I mean you've been under time for everything so I don't I don't răspuns mai scurt la celelalte întrebări, deci nu cred că e o problemă dacă mai doriți să spuneți ceva. Tu de 40% de achitări este fals. În fiecare an, procentul de achitări este afișat pe site-ul instituției, a fost între 10 și 13%. Probabil vă referiți la ultimul raport de activitate care a fost prezentat săptămâna aceasta, unde a fost prezentat un proces de 36% achitări. Menționez că de șase luni mai fac parte din DNA, dar am citit acel raport de activitate. Rata reală a achitărilor este de 13,6%. Diferența până la 36% sunt achitări datorate dezincriminării unor fapte penale, respectiv a abuzului în serviciu. Deci, 13% dintre achitați au fost pe alte motive, iar mai mult de 20% dintre persoanele care au fost achitate, sau într-un procent real de 30%, au fost achitate pentru dezincriminarea faptelor. Mulțumesc! Am permis depășirea timpului pentru că ați intervenit mai scurt la celelalte răspunsuri, dar vă rog să vă respectați timpul. Următoarea întrebare din partea domnului PPE. Am mai multe persoane pe listă. Cine? Domnul Ungureanu. Am trei nume pe listă, spune președintele. Cine va interveni din numele PP? Domnule Ungureanu, dumneavoastră, în numele PP. Ok. Uh, bună ziua, doamna Chiuve, și mulțumesc pentru prezentare. Uh, trebuie să vă adresez o întrebare cu totul neașteptată, pe care ați mai auzit-o de cinci ori până acum și o să mai auziți probabil de șase ori. Uh, Dar persistă. E problema relațiilor de lucru cu, cu, cu viitorii procurori delegați europeni și România va propune cel puțin două persoane pe asemenea poziții, așa cum chiar noastră ați menționat în răspunsurile adresate chestionarului LIBE, există probleme de principiu în ce privește subordonarea dublă, duală, cum i-a spus noastră, și posibilitatea unor instrucțiuni contradictorii. A doua parte a acestei teme este situația cu totul extraordinară, dar reală, a României, în care Guvernul care va face propunerile de procurori delegații europeni vă este în mod deschis și, evident, ostil. Și atunci, întrebarea este cum veți rezolva problema asta de lucru și de imagine. Va fi, de pildă, regulamentul de procedură internă pe care, de altfel, va trebui să-l elaborați. Suficient sau ce altceva? Cum, cum, cum puteți, dacă nu rezolva, măcar limita problemele ridicate de aceste două uh, categorii de probleme. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru întrebare și vă mulțumesc că se repetă întrebarea pentru că am posibilitatea să dau mai multe explicații, deși timpul este uneori uh, destul de scurt, dar am să sintetizez. În ceea ce privește activitatea procurorilor delegați europeni, instrucțiunile în dosarele penale se vor, da, se vor da întotdeauna de Camera Permanentă, din care poate să facă parte și Procurorul Șef European, și procurorii șef adjunți sau un alt procuror european desemnat de procurorul șef. Dosarele vor fi repartizate aleatoriu la camerele permanente în funcție de volumul de activitate. Deci, din această perspectivă, procurorii europeni delegați care vor lucra în anchete ale EPPO întotdeauna vor trebui să țină cont de instrucțiunile care sunt primite din partea camerei permanente. Desigur, va exista o colaborare între Uh, uh, IPPO și autoritățile naționale, așa cum ea este definită în regulament și așa cum cred eu că este important. Într-adevăr, guvernul este ostil în ceea ce privește pe Laura Codruța Chioveșii, dar nu trebuie să fie ostil în ceea ce privește activitatea unei instituții europene, în care nu vor lucra unul sau doar doi sau trei procurori din România. Regulile de lucru sunt foarte clare în ceea ce privește relația dintre autoritățile statelor membre și EPPO. Uh, Va fi, într-adevăr, adoptat un regulament intern, despre care nu pot să spun acum foarte multe lucruri, pentru că, așa cum este normal, el va fi adoptat în Consiliul Procurorilor Europeni cu majoritate de două treimi. Deci, trebuie discutat și cu ceilalți colegi și cerut și puncte de vedere de la procurorii uh, europeni și de la autoritățile uh, naționale, dar, cu siguranță, aceste aspecte vor fi avute în vedere. Deci, repet, indiferent de cât de ostil sau prietenos este un guvern, ca procuror trebuie să-ți faci treaba și să respecti obligațiile pe care le ai în regulament și care decurg din lege. Maria Grappini for the SND. Doamna Grapini, numele SND. Relația dintre puterea executivă și serviciul de urmărire penală este reglementată în mod diferit în statele membre. În ce mod ați promova rolul proactiv al procurorilor delegați europeni în detectarea și investigarea infracțiunilor PIF la nivel național, într-o manieră egală în statele membre. Și doamna Chioveși, pentru că ați răspuns inexact, ca să nu spun că ați mințit, CSM, astăzi va-a dat un răspuns că la contestația făcută, că nu. A, vi s-a refuzat gradul de parchet, gradul profesional de parchet general. Cum răspundeți la acest lucru și dacă ați fost sau nu pusă sub acuzație pentru abuz în serviciu și mărturie mincinoasă? Cum ne garantați un management profesionist pentru că ați fost demisă constituțional și nu politic din funcția pe care ați destinut-o uh, ca și șefă de neam? Mulțumesc! Mulțumesc. Până acum nu au fost astfel de schimburi. Să menținem acest spirit de dragul candidatei. Numai o secundă. Nu vom avea astfel de schimburi în sală. Ceilalți doi candidați au fost respectați de această comisie, deci vă rog, nu faceți asta. Activ al procurorilor europeni și a procurorilor europeni delegați va fi în concordanță cu prioritățile și cu strategia care va fi stabilită în Consiliul Procurorilor Europeni și în conformitate cu normele interne care vor fi stabilite tot în cadrul Consiliului. În ceea ce privește gradul profesional, nu sunt la curent cu ce a făcut CSM-ul, pot doar să vă spun, condiția prevăzută de lege nu are nicio legătură cu gradul profesional. În situații similare, cei doi adjuncți care au fost ai Procurorului General, precum și alți colegi care au fost în subordinea mea, au primit gradul profesional printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii sau printr-o decizie judecătorească. Sunt primul procuror căruia i s-a refuzat aceeași cerere, deși în alte șapte cazuri CSM a decis să se acorde acest drept sau în alte hotărâri judecătorești s-a decis acest lucru. Dar, repet, nu este o condiție prevăzută de lege și ca dovadă am fost numită șef al DNA și procuror general fără a avea acest grad profesional. În ceea ce privește... În ceea ce privește revocarea din funcția de procuror șef, menționez că aceasta a venit ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale în care eu nu am fost parte în proces. Curtea Constituțională a judecat un conflict între președintele României și Guvernul României pe de-o parte și Ministrul Justiției. Nu am fost citată în această procedură, nu am avut posibilitatea de a mă apăra și nu am avut posibilitatea de a face un recurs. Din acest motiv am trimis o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a trecut de filtru în acest moment și urmează să uh, vedem ce decizie se va lua. Menționez că această plângere vizează chestiuni de principiu. Dacă procurorii în România mai sunt sau nu independenți și dacă atunci când revoci un procuror șef din funcția de conducere, acest lucru se poate face de Curtea Constituțională. Uh, ECR. Doamna Macovei, în numele ECR. Uh, mulțumesc. <coughs> Îmi pare rău că întrebările puse în majoritatea lor uh, uh, nu se referă la ceea ce știți sau ce puteți, ce puteți face pentru EPO, ci mai ales la uh, uh, acuzațiile care vi se aduc și de ce să consumați timpul pentru asta. Am două întrebări. Care este experiența noastră cu uh, cazuri de înaltă corupție și fraudă? Ați spus că se ocupă de nea, se ocupa de demnitate. Poate ne dați niște cifre privind condamnările definitive? Și foarte important e aceeași întrebare. Uh, efectiv, practica dumneavoastră la presiunile politice, pentru că știm că în România și în general în Europa de Est sunt presiuni politice. A doua întrebare, frauda cu fonduri europene se întâmplă în principal în Europa de Est și avem cauzuri care implică fraudă cu sute de milioane de euro în această zonă. Nu o să menționez dosare din România. Aici vorbim de corupție sistemică și de influențarea politicului în justiție. De asta puteți să detaliați experiența noastră lupta cu acest tip de fraudă și cu corupția sistemică. Ne dați câteva exemple concrete din activitatea dumneavoastră? Mulțumesc! Bun. Foarte scurt, în ceea ce privește dosarul penal, trebuie să vă spun că sunt nevinovată. Este vorba despre niște acuzații care vizează extradarea unei persoane dintr-o altă țară, însă dacă vor fi nevoie de astfel de detalii, vă voi da. În ceea ce privește prima întrebare, referitoare la condamnările definitive și presiunile politice, pot să vă spun că în fiecare an DNA a trimis în judecată în jur de 1000 de inculpați, dintre care au fost condamnați de către instanțele de judecată, în fiecare an au fost condamnate în jur de 900 de persoane. Printre aceștia au fost peste în cei 5 ani de activitate, ca șef al DNA au fost peste 60 de înalți oficiali. Mă refer la miniștri, foș miniștri deputați, senatori sau secretari de stat. În ceea ce privește presiunile politice, atât în calitate de procuror șef al DNA, cât și în calitate de procuror general, am spus că atunci când un politician mă va suna să intervină într-un dosar sau îmi va cere explicații într-un dosar, am să fac public acest lucru. Cred că a fost o măsură preventivă, din punctul meu de vedere, extrem de bună, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat. Au fost, într-adevăr, dosare în care au fost uh, investigate persoane de, care au deținut funcții importante în statul român, au fost presiuni uh, externe instituției. Dar de fiecare dată le-am făcut față și am o experiență din această perspectivă. În ceea ce privește frauda cu fonduri europene, este extrem de relevant să vă spun că în fiecare an DNA a investigat și a avut pe rol peste 2000 de dosare. Am analizat raportul Olaf din 2017 și din anii anterior și am văzut că Olaf a deschis în jur de 200 de cazuri în fiecare an sau a închis în jur de 200 de cazuri în fiecare an. Poate nu este o comparație potrivită, dar vreau să vă arăt că investigând atât de multe dosare, suntem familiarizați cu tipologiile de comitere a faptelor. În special folosirea fondurilor europene în alte scopuri decât cele care au fost acordate, utilizarea de documente false sau incomplete pentru obținerea de astfel de fonduri sau fapte de corupție în legătură cu obținerea sau folosirea acestor fonduri europene. Cunoscând foarte bine tipologiile, cunoscând foarte bine modul în care se comit aceste fapte penale. Președintele întrerupe. Îmi cer scuze, dar trebuie să tratăm la fel pe toți uh, candidații. Domnul Mamekins, în numele SND, ultimul vorbitor din Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte, estimată candidată. Întrebarea mea este... Ați avut de-a face cu anchete transnaționale sau transfrontaliere complexe mai ales în fața unui for supranațional. Ați avut de-a face cu conflicte de jurisdicție. Ce considerați, care considerați că este valoarea adăugată a parchetului european și cum aveți în vedere să demonstrați valoarea adăugată a acestui parchet? statelor care nu participă pentru a le încuraja să participe într-o etapă ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc, da. Direcția Națională Anticorupție a avut destul de multe cauze transfrontaliere. Așa cum am spus, am avut și echipe comune de cooperare și operațiuni comune și cereri de asistență judiciară. Ca și un exemplu, pot să vă spun că într-un an de zile, spre exemplu în 2017, au fost transmise peste 80 de cereri de asistență judiciară către alte state și în acest fel am reușit să confiscăm și să sequestrăm proprietăți în alte țări sau conturi bancare. Am fost confruntați de fiecare dată și cu conflicte de jurisdicție pe care le-am soluționat în conformitate cu convențiile de asistență judiciară. În ceea ce privește EPPO, există o dispoziție potrivit căreia. Toate probele care sunt administrate pe teritoriul unui alt stat trebuie să se administreze în legătură cu în conformitate cu legislația din acel stat. Vadoarea adăugată a EPPO constă tocmai în acest lucru. Schimbul de informații, o abordare unitară la nivel european pentru că este pentru prima dată când avem o structură de parchet care va face investigații cu fraudele privind fraudele cu fonduri europene și putem avea o abordare unitară și coerentă. Un al doilea avantaj este acela al administrării probelor pe teritoriul unui stat și al folosirii lor atunci când vorbim de situații cu caracter transnațional. De asemenea, schimbul rapid de informații. Un alt avantaj pe care îl văd este acela că, analizând tipologiile și cazurile pe care le avem în lucru, putem să identificăm care sunt riscurile și vulnerabilitățile din procedurile care sunt folosite pentru acordarea fondurilor europene. Cred foarte mult în faptul că frauda cu fonduri europene nu trebuie doar investigată, ci trebuie și prevenită. Ori acest tip de analize, rezultate din cazuistica pe care o să avem, ne va ajuta foarte mult. Doamna Gresle, mulțumesc. Mulțumesc. Noi de la Comisia de Control Bugetar vă cunoaștem foarte bine. Ne-ați dat încredere în România și în sistemul românesc de a combate cazurile de fraudă și această încredere suferă acum. Vedem că toți candidații și această încredere vă demarchează. Toți candidații au fost foarte competenți, dar vedem că dumneavoastră ați fost atacată și regret acest lucru pentru că avem nevoie de dumneavoastră și de funcția pe care o dețineați. Care este rolul anchetelor administrative efectuate de OLAF? Eu sunt raportoare pentru regulamentul OLAF. Dacă aveți vreo dorință pentru OLAF, acesta este momentul să o exprimați. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Așa cum am spus, am colaborat cu OLAF. Rolul anchetelor administrative a fost acela de a furniza, dacă putem să spunem, un prim pas în investigația penală pe care procurorii o derulează, dar toate aceste rapoarte administrative, cel puțin în anchetele pe care noi le-am derulat, de fiecare dată au fost completate cu probe administrate în dosarele penale, atât în favoarea acuzaților, cât și în defavoarea acuzaților, ale persoanelor cercetate. Deci cred că trebuie să existe o colaborare cu OLAF. Această colaborare trebuie să se limiteze în schimb la un schimb de informații, și este foarte important ca aceste investigații care vor fi făcute de IPPO să nu fie dublate și de anchete administrative ale OLAF. Cred că prioritate, așa cum este prevăzut în regulament, întotdeauna avea IPPO. Atunci când IPPO va deschide o anchetă, în acel moment OLAF nu mai poate să facă investigație administrativă. OLAF însă poate să ajute combaterea fraudelor cu fonduri europene, să-și continuă activitatea în ceea ce privește fraudele care uh, vor fi descoperite pe teritoriul statelor membre care nu sunt parte la IPPO. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, vă rog. Aici sunt. Vă mulțumim, doamnă Căveșii. Și mie îmi pare rău că trebuie să vă plângeți de presiuni. Eu nu vă povestesc ce presiuni suferă procurorii în Spania, în cazul Cataloniei, din partea PP-ului. Pentru că procurorii suferă presiuni și trebuie în același timp să rămână independenți. Văd în cv dumneavoastră că nu cu, puțin timp în urmă, nu cu mult timp în urmă, în 2017, ați primit o medalie de la o fundație ACSU de partid, o fundație de partid ACSU. Și chiar înainte din această audiere au fost declarații unor colegi din PPE înainte să vă audiem și cred că asta nu v-a făcut viața mai ușoară. Aș dori să știu cum vă veți apăra independența în aceste circumstanțe. Alte grupuri pot să consideră că ați putea apăra interese partizane și cum veți coopera cu restul procurorilor europeni în cadrul parchetului european cu, și cu procurorii naționali când văd în civilul dumneavoastră că ați lucrat mai ales în România. În Moldova și ați cooperat Moldova și multe negruși. Dacă, dacă puteți să mi răspundeți în engleză, nicio problemă avem interpreți buni, spune vorbitoarea. Îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până acum. Do you want to speak English? Ah, ok, thank you. Doriți să vorbesc engleză? Foarte bine, mulțumesc. Doamna Gresle, doamna Căveși, aveți dreptul să vorbiți ce limbă doriți? Doamna Căveși, nu știu dacă reușesc să termin în două minute, dar voi răspunde. În timpul activității mele, întotdeauna am fost independentă, am respectat întotdeauna legislația. Rezultatele mele vorbesc în numele meu. În activitatea noastră, împreună cu colegii, am anchetat membrii din diferite partide politice. Nu am anchetat numai membrii dintr-un anumit partid. De asemenea, în activitatea noastră, am, am anchetat persoane bogate, persoane cu poziții importante, însă pentru că am fost independenți în activitatea noastră, întotdeauna am dus la bun sfârșit aceste cazuri. E foarte important să spunem astăzi că independența a fost asigurată de lege. În momentul de față există încercări de a limita această independență. Din punctul meu de vedere, una dintre precondițiile pentru a încheta corupția la nivel înalt sau pentru a încheta fraude financiare cu fonduri europene este independența. În ceea ce privește cooperarea cu ceilalți procurori europeni. Am spus deja că am cooperat cu uh, colegi din 14 state membre și nu numai. Da, am fost expert pentru Comisia Europeană în Muntenegru, în Moldova, pentru că au nevoie de experiența și expertiza noastră. În urma activității mele și a colegilor mei. Uh, am fost invitați pentru a acționa în calitate de expert. De asemenea, împreună cu colegii, am oferit câteva formări profesionale. Știți, sunt om și eu, poate nu sunt perfectă. Sunt emoționată astăzi pentru că e o zi importantă pentru mine și pentru colegii mei. De aceea e mai ușor pentru mine să vorbesc românește. Știu engleză. Știu și franceză. Și dacă este important pentru dumneavoastră, pot vorbi în engleză cu dumneavoastră, dar vă rog să înțelegeți că pentru mine și pentru colegii mei este o zi foarte importantă. Mulțumesc! Frau, colegin Macovai, bitte. Doamna Macovei, vă rog! Uh, mulțumesc! The people are talking. Monica, Monica has the floor. Uh, uh, mulțumesc. Uh, eu aș vrea să continuați întrebarea pe care am pus-o ca membru al Comisiei Libe, acum întreb ca membru al Comisiei Cont. Uh, și vă referați la faptul că cunoașteți tipologia infracțiunilor de fraudă. Așa că vă rog să continuați și să ne spuneți despre ce cunoașteți despre tipologia infracțiunilor de, de fraudă. Și de asemenea, dacă ne dați ne puteți da exemple, cu privire la felul în care Olaf. Va, va continua activitatea în ceea ce privește irregularitățile, pentru că nu toate. toate sunt fraude împotriva fondurilor europene, unele sunt irregularități, adică continuarea întrebării doamnei președinte a cont Gresle. Olava continua sau nu să constate să se ocupe de irregularități? Mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce vizează tipologiile de fraude cele mai răspândite, sunt acele tipologii referitoare la folosirea fondurilor europene în alte scopuri decât cele pentru care au fost date, folosirea unor documente false sau incomplete pentru a obține fonduri europene, corupția în legătură cu fondurile europene. Aici au fost mai multe situații în România. Au fost situații în care anumite firme specializate pe întocmirea documentației pentru obținerea de fonduri europene au solicitat bani pentru a întocmi aceste documentații. De asemenea, au fost și situații în care funcționari publici au solicitat uh, mită sau în bani sau în alte foloase pentru a uh, demara procedurile în vederea obținerii de fonduri uh, europene. O altă situație care se regăsește este cea referitoare la Achizițiile publice în care sunt implicate fonduri europene au fost situații în care anumite firme beneficiare a unor fonduri europene și-au înființat mai multe firme uh, prin intermediar și-au introdus condiții restrictive pentru contractele de achiziție publică, în așa fel încât tot aceeași firmă să folosească fondurile europene. În ceea ce privește activitatea OLAF, da, este adevărat că nu toate constatările OLAF vizează dosare penale sau uh, infracțiuni. Sunt și situații în care OLAF poate constata că sunt anumite irregular irregularități. În acest caz, potrivit regulamentului, IPPO va trebui să sesizeze OLAF și să țină legătura cu autoritățile uh, naționale competente. Doamna Grisbeck, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mi-aș dori să părăsim dezbaterea importantă, într-adevăr, a dificultăților cu care v-ați confruntat în ceea ce privește independența noastră. Aș vrea să revenim la funcționarea parchetului european. Grupul meu întotdeauna a fost pentru instrumente europene centralizate, în special pentru parchetul european. Parchetul va avea o structură mixtă, centralizată și descentralizată în același timp. Cum vedeți funcționarea din punct de vedere al schimbului de informații? dar și, um, și, cum vedeți, buna funcționare, funcționarea fluidă, ținând cont de această dublă caracteristică a parchetului european. Va fi o provocare pentru procurorul șef european să facă IPPO să funcționeze ca o singură echipă. Sunt obișnuită să fac acest lucru pentru că și DNA are o structură centrală și o structură teritorială. Regulamentul IPPO oferă însă, în plus, foarte multe avantaje procurorului șef, pentru că avem camerele permanente și avem procurorul european delegat, care întotdeauna va face legătura între, structurile, între structura centrală și procurorii europeni delegați. Cred că abilitățile de comunicare vor fi extrem de importante, dar mai important va fi stabilirea unor reguli interne care trebuie să fie adoptate împreună cu Consiliul Procurorilor Europeni. De asemenea, va trebui dezvoltat un sistem de comunicare foarte rapid. Să nu uităm că în regulamentul EPPO avem uh, acel sistem de gestionare a cazurilor, de case management, și care ne va oferi posibilitatea de a ști în orice moment ce dosare sunt în lucru și unde trebuie să discuți cu procurorii. Acest lucru se va realiza însă prin procurorul european delegat și prin camerele permanente. Funcționarea schimbului de informații poate să fie făcut foarte rapid în interiorul instituției și acesta este un alt avantaj al IPPO. Termenele în care Camerele permanente trebuie să decidă, spre exemplu, asupra trimiterii în judecată a unui dosar sunt foarte scurte, 3 zile, 5 zile. Colegii Iavor, bitte. Domnul Iavor, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Căveși pentru că ați venit astăzi aici. Mă bucur să vă revăd. Vreau să revin la problema ridicată de doamna Macovei, anume că majoritatea fondurilor europene merg către statele din estul Europei. Sunteți singura candidată care provine din această regiune. Cum ați dovedit, dispuneți de o experiență solidă în ce privește combaterea corupției sistemice care este prezentă în unele state din această parte a Europei, unde există rețele alcătuite din politicieni, din grupări mafiote care rulează fonduri europene. Cum vă puteți folosi așadar de această experiență pe care o aveți în activitatea la EPPO? Cum puteți face astfel încât parchetul să fie mult mai puternic decât celelalte instituții europene? Cred că nu trebuie să plecăm de la idei uh, preconcepute în situația în care voi conduce EPPO și să spun că într-o țară se comit mai multe fraude sau nu. Datele statistice pot să ne arate acest lucru, însă nu înseamnă că o infracționalitate nedescoperită uh, este sau nu relevantă. Pot să spun că. Investigând peste 2000 de cazuri de fraudă cu fonduri europene în fiecare an la DNA, cunoaștem foarte bine tipologiile chiar dacă provenim din sisteme juridice diferite cu organizare diferită, modul de comitere a fraudelor cu fonduri europene este aproximativ același. De aceea experiența mea internă este foarte bună în a lua decizii strategice atunci când trebuie să stabilim priorități. Pe de altă parte, un număr mare de fraude cu fonduri europene într-o anumită țară cum a zis dumneavoastră că este în țările din estul Europei și cum ne arată rapoartele OLAF din perspectiva investigațiilor care au fost uh, descoperite și de această instituție europeană, ne arată că uneori fraudele cu fonduri europene pot deveni sistemice. De aceea, una dintre prioritățile ca șef IPPO va fi nu doar aceea de a investiga cauzele complexe cu fraude peste 10 milioane de euro, cum este atunci când vorbim de frauda cu TVA, ce este de a identifica acele zone în care corupția cu frauda europeană, chiar dacă sunt fapte mai mici, este repetitivă și riscă să devină un fenomen sistemic. Din această perspectivă, cred că ceea ce DNA a făcut în ultimii cinci ani și rezultatele pe care le a obținut și pe ceea ce înseamnă fonduri europene, dar și pe ceea ce înseamnă corupția la nivel înalt, Cred că este o experiență extrem de bogată și care poate fi folosită în interesul IPPO. Direct Omar Domnul Omarji, vă rog. Si. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Căveși, ați răspuns deja la foarte multe întrebări. Vreau să vă spun că în acest for, un număr mare dintre noi nu răspundem la aceste campanii de denigrare pe care le-am văzut și știm că sunteți o persoană foarte curajoasă. Dar au existat campanii de denigrare împotriva magistraților și în alte țări deputații europeni și magistrații cred că se găsesc într-o situație foarte asemănătoare atunci când își fac treaba bine, își atragă ostilitate din partea puterii executive. Întrebarea pentru dumneavoastră este, știți că lucrăm la un text cu privire la avertizorii de integritate. Aceștia au un rol important în dezvăluirea faptelor de corupție. și în ce privește încălcarea normelor legii. Vreau să vă întreb dacă credeți că avertizorii de integritate ar trebui să beneficieze de protecția parchetului european. Vă întreb pentru că încă nu am trimis textul în plen. Mulțumesc! Sunt foarte familiarizată cu instituția avertizorului de integritate. România este un stat care a adoptat o legislație specială pentru avertizorii de integritate. Inclusiv sunt recunoscute anumite uh, condiții de protecție care pot fi oferite, sunt prevăzute reguli clare. Uh, este o instituție care în România funcționează. Desigur, decizia de a adopta o astfel de directivă la nivel european Cred că aparține colegislatorilor. Eu, ca procuror, pot doar să spun, din punctul meu de vedere, ce ar fi util, însă cred că decizia aceasta aparține colegislatorilor. Pot să vă spun doar că în România există o legislație specială și această instituție funcționează și noi, la DNA, am lucrat cu avertizori de integritate. Doamna Pitera, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Întrebarea mea se referă la cadrul de evaluare al parchetului european. Considerați că prerogativele de care dispune parchetul european sunt suficiente pentru a încheta criminalitatea financiară în mod eficient? Mulțumesc. Necesitatea de a adopta acest regulament și de a înființa o instituție de parchet european a fost prevăzută încă din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene la articolul 83, dacă nu mă înșel. Din nou revin, decizia de a extinde competența IPPO cred că trebuie să aparțină colegislatorilor. Este foarte dificil acum să spun că, da, este o competență care va trebui extinsă sau nu. Dacă mă refer la un exemplu de fraudă cu fonduri europene care are ca finalitate finanțarea actelor teroriste, aș putea să spun da, cred că ar fi necesară o extindere a competențelor. Dacă ar fi să ne referim la protejarea altor valori care sunt fundamentale, poate aș fi tentată să spun în acest moment, haideți să vedem dacă EPPO va funcționa, cum va funcționa și ulterior să decidem. Această decizie aparține însă colegislatorilor. Ceea ce voi face dacă voi deține această funcție este să analizez fenomenul infracțional, să facem analize cu privire la modul în care acesta se manifestă și să vedem în ce proporție există legătură între frauda cu fonduri financiare și alte fenomene infracționale grave, cum este criminalitatea organizată sau terorismul. În momentul în care, din evoluția fenomenului infracțional, simțim nevoia extindere unei competențe sau anumitor modificări care probabil vor trebui făcute, în acel moment sigur vom trimite opiniile noastre către colegislatori. legislatori. Ca procuror noi nu facem legi, însă putem să furnizăm expertiză, putem să furnizăm opinii și ceea ce este mai important, putem să spunem opiniile noastre atunci când există impedimente în legislația cu care noi lucrăm. Thank you very much for this interesting... Mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Vă dorim succes în ce privește pe membrii Comisiei pentru Control Bugetar. O să ne continuăm întâlnirea după ce se încheie această reuniune. Dragi colegi, dacă mai aveți răbdare o clipă, vreau să explic care este procedura ce urmează pentru ambele comisii. Vreau să-i mulțumim doamnei și pentru participarea la această audiere. Vă rog, dragi colegi, un minut. Vreau să-i spun doamnei Căveșii că după această audiere urmează o evaluare completă și vom trimite, voi trimite o scrisoare președintelui Tajani în care îi voi spune care este poziția comisiei condusă doamna Gresle și poziția noastră și toți candidații vor fi informați. Mulțumim foarte mult, doamna Căveșii toate cele bune și colegilor dumneavoastră. Dragi colegi, înainte să plecați, foarte rapid, procedura acelor două comisii. În ce privește evaluarea audierii de astăzi, Comisia CONT își va face valoarea în această seară. Doamna Gresle o să ne spună câteva cuvinte despre asta imediat și o să ne dea și o scrisoare. Încă 20 de secunde, dragi colegi, vă rog, doar atât vă cer. Deci, doamna Gresle ne va trimite o scrisoare cu evaluarea Comisiei Cont. În ce privește Comisia Libe, avem mâine dimineață întâlnirea coordonatorilor, deci mâine dimineață la ora 9 și avem reuniunea extraordinară a Comisiei Libe mâine la 11, ocazie cu care vom și vota. Deci, Reuniune extraordinară a Comisiei Libe. Pentru cei care nu au participat dimineață, vă rog să știți că avem această întâlnire și vom respecta procedura mai departe cu Consiliul. Dacă aveți întrebări, doamna Gresle, doreți să spuneți ceva? Nu? Încheiem aici această ședință. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru efortul de a participa.